că am învățat că cazi într-o depresie, nu te ajută la nimic. Totdeauna trebuie să existe, din orice întâmplare trebuie să existe o parte plină a paharului. Care e aia? Care e aia? Și eu am descoperit-o. La mine a fost faptul că eu am stat cu copilul meu cel mic, cu Alexandru, lucru pe care cu ceilalți doi, Violeta și cu Ștefan, n-aveam cum, pentru că eram plecat tot timpul. Cine îmi dă mie înapoi anii pe care nu i-am petrecut așa cum aș fi vrut? Ștefan are 20 de ani, Violeta are 14 ani. Ăsta mic am stat, frate, am stat 2 ani jumate zi de zi. Ceea ce este cel mai mare câștig, și spun, dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat pe cât m-a îmbogățit acest copil. Salut! Sunt Mihai Morar. Bine ai venit la cel mai fain și simplu timp al săptămânii. Sau cel puțin asta vreau să fac din acest podcast. În fiecare săptămână e povestea unui invitat, nu doar de dragul de a-ți spune încă o poveste, ci de dragul de a învăța ceva, de a te ajuta pentru propria ta poveste, de a trage niște învățăminte. Mulțumesc tare mult pentru faptul că vă abonați în continuare la canalul de YouTube Fain și Simplu, că share-uiți poveștile care se spun aici, episoadele pe care le dați drept exemple și către cei dragi. Și astăzi vreau să le mulțumesc în mod special celor care ne lasă recenzii pe platformele de podcasting. În continuare, Fain și Simplu este în top cele mai ascultate podcasturi pe Apple Podcasts sau pe Spotify. Citeam de unăzi recenziile pe care le lăsați acolo și vă invit să o faceți în continuare, ne ajută tare mult în algoritmii platformelor. Mulțumesc pentru această recenzie, de exemplu. Totul este chiar fain și simplu. Din toate episoadele și de la toți invitații poți învăța câte ceva. Felicitări, Mihai, and keep walking. Sau Robert mi-a lăsat următoarea recenzie: conversații plăcute, numai bune de ascultat după o zi de muncă. E super fain ce faci, Mihai, iar în același timp atât de simplu să asculți aceste podcasturi. Iar povestea de astăzi este a unui om care reușește să rămână constant și relevant în cariera sa de peste 35 de ani, din 1986, de la premiera filmului Liceenii până în zilele noastre. Ștefan Bănică nu doar că duce o poveste, o moștenire de familie mai departe, dar reușește să depășească această moștenire. Să te naști ca fiu a unuia dintre cei mai mari actori ai acestei țări, Ștefan Bănică, și să reușești să faci o carieră care să o egaleze sau chiar să o depășească pe a tatălui, este punctul de plecare al acestei discuții pe care astăzi o port cu însuși Ștefan Bănică. Și tot o poveste de familie este și recomandarea pe care vreau să ți-o fac neapărat. Am așteptat tot anul, în sfârșit ajunge în cinematografe din 25 noiembrie povestea familiei Gucci, House of Gucci. Strong family makes a strong business. Este filmul distribuit în România de Forum Film, unul dintre filmele pe care neapărat vreau să le văd la cinema. Casa Gucci este inspirat din povestea șocantă și adevărată a familiei din spatele imperiului modei italian. E o distribuție de excepție cu Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino, Lady Gaga, Jeremy Irons și, nu în ultimul rând, desigur, Madalina Ghenea. Filmul este regizat de maestrul Ridley Scott și este un musai de văzut în cinematografe. E toată povestea ascensiunii și prăbușirii dinastiei Gucci în contextul evenimentelor care au dus la asasinarea lui Maurizio Gucci. Așa că din 25 noiembrie ne vedem în sala de cinema. Forum Film aduce în România Casa Gucci. Astăzi, la masa podcastului, a venit însuși Ștefan Bănică. Salut și mulți ani fain pentru vizita asta. Salut, mare drag. Întotdeauna impecabil. Impecabil vin de la colegii tăi matinali, Răzvan și Dana. Răzvan și Dana. Așa le mai zic. Am fost la ei și cu Liviu Teodorescu. Și de acolo am venit direct la tine. Cu piesa nouă. Cu piesa nouă, da. Mie îmi place tare mult piesa asta. E cantabilă. E melodie, da. E melodie, e ascultabilă și cred că are și niște versuri mișto. Și asta și spuneam, că mi s-a părut și mie o colaborare inedită care a curs, n-a avut hopuri. Că în general, mă rog, se mai întâmplă, știi? Și îi spuneam și lui Ristei astăzi, că nu mai scap de el, și la Neața și la X-Factor. Dar nu se mai poate cu el. Nu se mai poate, am deschis frigiderul, pac, a ieșit Ristei, stai, l-am închis la loc. I-am zis, bă, zic, n-are importanță generația atâta timp cât ești implicat cu aceeași energie în aceeași direcție. Și Liviu e unul din, am mai zis lucrul ăsta, unul din generația lui care este, mi se pare un tip extrem de serios și vis-a-vis de ceea ce face. Și profund. Compune, da, da, el da, da, ca om este foarte, foarte profund. E, pentru mine a fost o descoperire super mișto. Și chiar m-am bucurat de piesa asta. E adevărat că tu poate nu gândești nu împarți muzica în generații, dar lumea cumva are nevoie de reperele astea, știi, de clișeele astea, de șabloane. Nu sunt șabloane, pentru că, după părerea mea, indiferent ce ai face, știi, dacă te duci tu înapoi, mă duc înapoi când aveam 18-19 ani, mă duc înapoi la părinții mei când aveau 18-19 ani, din ce am observat și de-a lungul timpului, din ce am, cum a zis colegul meu Patrick, ce am văzut eu cu gura mea, din ce am observat, căutările sunt cam aceleași. Sigur că modalitățile sunt, dar căutările sunt aceleași. Pe vremea când aveam 18 ani, căutam, nu aveam cum, nu aveam acces la nimic. Era o perioadă în care cam totul era închis, discurile pe care le văd la tine aici, veneau multe, vinilurile veneau multe pe sub mână, le aduceau oameni din Germania. Germania era așa pentru România un fel de țara salvării, știi, unde erau și emigranți mulți care fugeau din Germania. Deci când venea din Germania trebuia să aibă o ciocolată Toblerone neapărat și un disc de vinil. Și pantofi Puma. Și pantofi Puma, nu mai vorbesc. Dar astea sunt... Tu căutai, luai de acolo, te duceai acolo. Țin minte că eu, ca să văd istoria rock-ului, istoria rock-ului era pe o casetă VHS gâriată toată, pe care Moțu Pitiș o punea într-o casă conspirativă în anii 80, pe lângă Dorobanți, pe lângă televiziune, pe acolo. Deci era o singură casetă în tot Bucureștiul. Băi, nei, că eu așa știu, adică îți dai extrem de puține și Moțu se adunau acolo vreo 25 de oameni, 25 de puști, de nu știu ce, sau de lui cu părul lung, ăștia erau destul de puțin pe vremea aia, că îi tundea, într-un nor de Carpați fără filtru, înțelegi, de Sfântul Gheorghe probabil, și stăteai. Și acolo am auzit de tot felul de trupe, acolo am auzit de Bill Haley and the Comets, nu mint, de ăștia știam de la unchiul meu că avea benzi de magnetofon, dar acolo am văzut, am auzit de The Doors, am auzit de Yes, am auzit de Rolling Stones, de Beatles știam, de tot felul de trupe, de Cream, de trupele anilor 60-70 pe care Moțu ne explica, adică dacă te interesa, întotdeauna găseai o cale de acces. Acum este mult mai simplu. Acum mi se pare greu de a alege, într-adevăr, calitatea informației, calitatea pentru tine. E subiectivă treaba. Dintr-un noian de informații, de multe ori irelevant. Te pierzi. Înțelegi? E asta e că mă uit la asta, asta e că mă uit la aia, și ai uitat de ce te uiți. Practic îți pierzi timpul. Da, mie mi se pare interesant că tu ai reușit să rămâi relevant și în perioada aia când pentru a avea informația trebuia să alergi după ea, să scotocești, da, și să fii relevant și acum, în perioada în care informația vine la tine și te sufocă. Adică vorbim despre epoci, inclusiv muzicale, cu totul și cu totul diferite, și tu, documentându-mă pentru podcastul ăsta, mi-am dat seama așa, ca imagine de ansamblu, că ai fost întotdeauna relevant. Ai avut un cuvânt. Da, dar mersi frumos, doar că nu am ținut niciodată nici să fiu în trend, nici să fiu la modă. Dacă am fost vreodată la modă prin filmele pe care le-am făcut sau nu știu ce, Pentru mine n-a fost un scop, dacă s-a întâmplat, cu atât mai bine. Scopul meu a fost altul. Scopul meu a fost să fac ceea ce îmi place, să fac ceea ce cred, în ceea ce cred, înțelegi? Pe vremea lui Ceaușescu n-am avut foarte mulți ani, adică de la până în Revoluție au trecut câțiva ani în care nu am făcut o reviziune sub nicio formă, pentru că nu aveam ce. Dar puteai să faci? Puteam, da. Puteam, nu că puteam. Eram chiar obligați de la institut, institutul de teatru. Dar, apropo, am citit o chestie ieri sau alaltăieri. Scriau un impresă că veți fi surprinși ce studii are Ștefan Bănică, înțelegi? Adică e ca aia cu Mihai Viteazu, eu acum am aflat. Deci veți fi surprinși că am făcut institutul de teatru și pe vremea aia ne obligau să mergem, mai ales ăștia bobocii, anul 1, anul 2, să spunem poezii patriotice. Deci erai obligat să mergi ori la... Un fel de practic. Băi da, ori la Ceaușescu, se făceau alea pentru 23 august, nu mai știu ce mare sărbătoare. Parada. Odată am scăpat făcând pe prostul și mi-a ieșit foarte bine, era ceva natural, mi-a ieșit foarte bine... Spunând, trebuia să spun cred că ne-a dus la Palatul Copiilor, securitate, cu ăștia care aveau grijă, cu pionieri, trebuia să spun vreo 6-7 versuri, 6-7 strofe. Așa. Și citeam așa. Eram anunte. Roge Nicolae Ceaușescu, da la 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 și mai uitam și în ochii ăla care la la la. Ce faci, mă? Îți bagi joc? Nu, domne, pot să vă spun ceva. Pe mine m-a băgat tata la teatru. Nu zic, n-am niciun, nu știu. Bine mă, dar dă-ți interesul. Băi, ce Nicolae Ceaușescu? Da, 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 da. Băi, ăsta e prost, rău de tot. Dacă vreți mașină, lasă-mă, nu mai citim. M-a dat afară și am plecat. Descalificat. Am ieșit la televiziune, acolo a fost mai nasol, pentru că n-am vrut sub nicio formă să mă duc. Și cred că, dacă mi-aduc bine aminte, norocul meu a fost Tudor Bornicu atunci, care m-a lăsați, domne, lăsați-mă, cred, nu mai știu exact, dar nu m-am dus. Deci n-am avut... Niciun rol. N-am avut nimic de făcut. După 90, practic a explodat. Au început varieteul cu Emilia Popescu, după aia piesele de teatru, teatru de televiziune pe care l-am făcut, deci vreo 4 ani am făcut mult televiziune, lucruri pe care nu se întâmplase până atunci. Și culmea, popularitatea mea nu a venit sub nicio formă din televiziune, a venit din film. Din cinema. Din cinema, când cinema pe vremea conta enorm. În 86, nu? Se lansase Liceenii? 86, da. Eu nu știu cum a fost lansat filmul ăla pe vremea lui Ceaușescu. A fost... Băi, cum a scăpat? Apropo de comparații, deci, este ca și când acum unul sau una care sunt pasionați de ceva, am zis că e o fată din Moldova cu plastelină, cu nu știu ce, care are milioane de urmăritori pe... Eu cred că fata, cred, nu o cunosc... Se numește Slime. Așa. Nu o cunosc, dar eu cred că i-a făcut din pasiune treaba asta. N-a avut o viziune. O viziune, adică, domne, o să devin milionară și o să am... Nu. Și din pasiunea asta s-a transformat, a devenit probabil un fenomen pentru mediul online. La fel a devenit și filmul ăsta. De-aia spun, similitudinile sunt în continuare, indiferent de generații. Noi am făcut un film despre adolescenți. Fără să realizăm că era un lucru destul de rar pe vremea aia, adică cine a trăit vremurile alea, știu că totul era cu tovarășii de la partid, totul avea o morală tovărășească în filmul românesc, excepție făcând Pintilie, care ultimul film pe care l-a făcut în țară a fost de Cetra Clopotre Mitică, Pizza, Danieliuc, Veroiu, mă rog, ei erau regizorii care se luptau foarte tare cu sistemul. În rest, filmele nu mai erau de mult, genul de filme BD la munte și la mare, genul ăsta de comedii spumoase, care, paranteză, pe vremea n-au avut nici pe departe succesul care l-au avut acum, pe care l-au acum. Corect. Au devenit clasice. Pentru că se făceau mai multe genuri de filme ca astea și cu aceiași actori. Bref, am făcut un film Țin minte că am venit la premieră, eram cu colegul și prietenul Mihai Constantin în autobuzul 106, care ne ducea de la institut la cinematograful Scala, pentru că aveam cursuri și profesoara noastră sau asistenta Iani Cojer, Dumnezeu să-l ierte, Adriana Popovici, a zis că nu ne poate învoi pentru premieră și să mergem când... Și așa că am plecat cu... Nici nu știu cum eram îmbrăcați, băi, de mama noastră. Nu că am fi avut prea multe haine, dar... Și el a zis în 106, bă, dacă ne facem de rahat, ce-ar fi să fugim? Cum o să fugim? Fugim și nu venim la premieră. Deci noi ne gândeam că ne facem de așa. Și când am ajuns acolo, am văzut miliție călări, ceea ce miliție călare la vreo premieră de film nu prea mai văzusem, nu că pusesem la foarte multe, dar nu mai văzusem. Și lume multe, noi am crezut că s-a întâmplat ceva, am crezut că e revoluția mai devreme. Zic, băi, ce e asta? Voi asta așteptați de fapt. Da. Am vrut să intrăm, era unul, nu, s-a închis, nu se intră, nu știu ce, stai dom'le că jucăm în film, ce, n-aveți dom'le voie, nu știu ce, se audă o voce din spate, dă-i voie mă! Era tata, Paulus, trăiți maestru, nu știu ce, am intrat, deci important e să știi cum a început, am intrat, cum am intrat, când am ieșit de la film, toată lumea ne cerea autografe. Nu cred. Ba da. Deci practic s-a întâmplat în 2 ore. Băi, Mihai, nu peste noapte, în 2 ore. Autografe în 2 ore, care erau acolo o mulțime de oameni. A doua zi pe stradă, ceea ce acum apare, a doua zi pe stradă, nu prea oameni pe stradă. Salut, salut, băi, pa, man. Pe vremea nu era cu poze. Dar cum te strigau, Mihai, nu? Eu am scăpat într-un fel, chemându-mă, adică fiind un nume deja consacrat, Ștefan Bănică, înțelegi? Ștefan Bănică, Corgios, regizorul filmului, a îndrăznit să-mi pun acel junior, care și ăla era occidental. Nu știam că el s-a pus pentru prima oară asta cu junior. Și m-a trecut Ștefan Bunică la... când, știi, ca să nu sară... Eu am avut niște probleme, o să-ți povestesc după aia, cu cinematografia română, direcția cinematografiei române. După, dar... La mine a fost mai... La Mihai a fost din Ionică. El așa a fost, așa a rămas tot timpul. Înțelegi cum cred că sunt băieții din Las Firninți. Adică greu de... Poate doar unii dintre ei, dar în rest cred că îi strigă după numele personajelor. Cam așa era Ionică, Geta, înțelegi? Deci tu ai văzut premiera filmului cu tata, era și tata acolo, nu? Era și tata, nu știu dacă am stat cu tata... Dacă am stat, știu că am stat cu tata. Dar tata nu era super critic cu tine? Ba da. Ba da. Și n-a încercat în copilărie, adolescență să te îndepărteze de asta? Tata a avut un gen de atitudine pe care l-am înțeles mult mai târziu. A fost extrem de dur și de dur. Nu, acum nu mi se pare dur, extrem de tranșant. Mi-a zis la un moment dat... Eu nici nu-i demonstram, având o timiditate excesivă în fața lui, având o personalitate extrem de puternică. Și zicea, bă, decât să te faci actor, să duci tava toată viața, să zici, a venit domnul Conte, a plecat domnul Conte, mai bine nu, nene, fă-te altceva. Eu atât am spus, bă, nu o să duc tava niciodată. Dar el avea o teamă, nu? Nu neapărat că nu-și dorea să faci asta. Nu, o teamă. Vezi, iarăși, generația lui, da? Generația lui, el fiind, a terminat institutul în 55, în 56 a venit generația de aur. George Constantin, Rebenciuc, Cozorici, o pleiadă, Silvia Popovici, Draga Olteanu, o pleiadă întreagă de actori uriași și valoric apropiați, înțelegi? El făcând parte din generațiile astea care erau uriașe, care au schimbat teatrul românesc și filmul românesc. A fost generația, dacă vrei, a lui Birlic și a lui Sica Alexandrescu Giugaru, cu care au venit ăștia la alții și care s-a făcut vid în jurul lor. Aveau o anumită disciplină, o anumită implicare care vreau mai văd în ziua de astăzi și eu așa am fost crescut. Eu am sau mulți din generația mea care au făcut profesia asta, am fost crescuți cu respectul ăsta vis-a-vis de meserie și de implicare. La ei era o vorbă. Știi când nu vine actorul la teatru? Nu. Când moare. Nu exista că ai probleme personale, că ai nu știu ce. Treaba era treabă și se mergea până la sacrificiu. Așa era considerată profesia asta. Adică, celebru exemplu, el bolnav de inimă și doctorul i-a zis, neafană, a zis, o lăsăm mai moale. Le-a zis, da, cu teatru, cu asta, da? Păi, când mă operezi, la sfârșitul, mai moale, ia vezi, poți? Păi cum? Păi și tu nu mai coase pe la coase, la jumate, pe... Înțelegi? Adică cam asta era mentalitatea. Dar tu i-ai zis, când ai dat admitere la institut, i-ai zis lui taică-tu? Băi, el știa, eu m-am pregătit cu un mare actor care se numește, Dumnezeu să ierte, Petrică Gheorghiu, de foarte mult, Pino Caramitru, Pitiș, Dumnezeu să ierte și pe ei, s-au pregătit cu el în anii 60. Deci el a fost profesorul din umbră, care îi pregătea pentru institut, înțelegi? Abar n-aveam ce e nevoie pentru institutul de teatru și eu m-am pregătit cu el. Iar țin minte că juca cu tata în Furtuna, adică juca Prospero, Furtuna pusă de Liviu Ciulei, marele Liviu Ciulei, cu care am avut norocul și onoarea să lucrez 3 piese de teatru după anii 90. Și adică Gheorghiu intrase în locul George Constantin, care făcuse un rol uriaș în Furtuna. Și în fața teatrului, tata i-a zis, Petrică, ia-l pe ăsta. Îi spune că dacă e așa, la revedere, tată, n-avem discuții. Adică asta a fost toată treaba, după care nu l-a mai interesat absolut deloc. Pentru că eu nu-i dădeam senzația, lucru pe care l-am simțit pe pielea mea după aia cu copiii mei, că sunt preocupat în standardele lui vis-a-vis de profesie. Și atunci el a aflat, când am intrat eu la institut, de la Olga Tudorache, Dumnezeu să ierte. A fost în comisie. L-a sunat noaptea și a zis, bă, ce băia mișto ai, nu știu ce. Asta i-a zis Olga Tudorache, cred că a fost super mândru, cred că s-a topit. Din momentul în care am intrat la institut, am început să vorbească altfel cu mine. Nu mai eram numai băiatul lui. Până atunci eram doar băiatul lui. Și cum o zicea? Adică te privea așa genunțică sau? Tu, era doar băiatul lui, adică nu prezentam niciun fel de... adică nu aveam niciun fel de respect pentru faptul că aș fi vrut să mă fac actor. În momentul în care am intrat la institut, în momentul în care am făcut filme, în momentul în care am început să joc la regizor import, deja lucrurile s-au schimbat și era altfel. Adică cel mai mare compliment... Țin minte că făcusem pe la al 3-lea show cu Emilia Popescu, adică făcusem un lucru greu, era un show noi după modelul Bănică Stella Popescu, adică... Ăla a fost OG-ul, originalul. A fost originalul și am zis, bă, și noi vrem să facem tot așa, noi nu facem scenete de astea, vrem să apărăm show-ul nostru, 45 de minute, 50 de minute, cum era. Popească și Bănică. Da. Și am făcut un Stroie și Vasilache, deci un Remember Stroie și Vasilache, care au fost imentisimi și unii din inițiatorii radioului, nu? Un show foarte bun. Și l-am văzut cu el. Și l-am întrebat, zic, ce părere? S-a ridicat și a zis, ce să spun. Ăsta a fost complimentul maxim. Că! Vecin cu prieten, băiatul meu este, face, drege, nu știu ce. Dar cu mine nu. Deci nu s-a suflat niciodată în... Niciodată, în fund, niciodată. Dar în pânze? Băi, în pânze... Nu neapărat dacă ți-a pus vreo proptea sau... Niciodată. Niciodată, eram sigur. Singura proptea pe care am vrut-o, băi, zic, vorbește, e ca bancul ăla, știi? Pe vremea comunistă, toată lumea trebuia să facă armat. Deci obligatoriu. La băieți era obligatoriu armat. Cu mențiunea că dacă aveai platfus, nu făcea armată. Și e bancul ăla, știi, stăteau ăia la, ăla medical, controlul medical. Și mă, o lună ea în armată, pe unde dracu o să ne ducă? Și unul, ce idee mi-a venit? Pac, și a, o cărămidă, pum, își dă în gură, sparge dinții. Și am scăpat. Ce-ai făcut, mă? Mi-a dat cărămida în gură și am scăpat. Ia ăla următorul, pum, își dă cărămida în gură și zice, am scăpat, am platfus. Înțelegeai? Și ăla, cam așa era, eu aveam platfus. Eu aveam pe bune, n-a fost nevoie să mai dau și cu cărămida în gură. Și tot am făcut armata. Deci l-ai rugat să te ajute cu asta. Vorbește și tu, măcar să ne aducă în București. Oha. Și unde ai făcut armata? La Craiova. Dar pentru mine, ca să intrasem deja la institut... N-a fost traumatizant, bănuiesc. Nu, este una din cele mai importante experiențe de viață și pentru profesia ta, pentru că tu acolo observi oameni, diferite caractere, în situații limită. Și asta este extrem de ofertant pentru tine, ca să vezi, nu știi când ai nevoie, la ce personaj ai nevoie, știi? Poveștile de viață care sunt reale și pe care le vezi, cum reacționează oamenii, cum reacționezi tu în situații, e o lecție de viață extrem de importantă pentru un actor. Și te-ai întors bărbat? Bă, nu știu dacă m-am întors bărbat, în orice caz ceea ce îmi doream eu să mă aducă el în București m-a adus filmul, pentru că bă, în timpul armatei am dat probe la liceenii și mă rog, am avut și norocul ca în 85, când am făcut eu armata la Craiova, să nimerim 4 sau 5 studenți de la teatru în aceeași unitate, ceea ce era ca și când ai fi luat toți fotbaliștii din toate ligile și aducea într-o singură echipă, că eram puțini, eram foi de mama noastră, eram extrem de puțini într-o clasă. Dar n-ai, adică cât ai făcut armata, n-ai trecut prin, ca să vorbesc pe limbajul zilor noastre, bullying, shaming, body shaming. Da, acolo? Da. Ba, da. Adică ți-ai luat-o și tu? Evident, da, da, ușor, că știu, destul de ușor, adică am scăpat ieftin. Mi-am scăpat ieftin în armată față de ce era și era. Care e amintirea care va bântui din armată? Pentru cei care nu știu și n-au făcut armata, e mai greu de înțeles, o să încerc să explic decât. Pentru cei care au făcut armata, pe vremea aia știu foarte bine, deci erau, se numeau tere, cei care erau la facultate, teriștii, cei care intraseră la facultate și care puteau face facultatea, armata înainte de facultate, făceai 9 luni sau după facultate 6 luni, depinde de caz. Și cei care nu intrau la facultate, acolo era prăpăd, un an și 3 luni sau un an și 6 luni, era mai nasol și alt tratament. E, noi intrând la termen redus? Termen redus și la teatru ne-am dus, ne-am luat trânte, culcaturi, marșuri, poligon și așa mai departe. Tu îți dai seama, eu am prins, eram la poligon când am luat Steaua, Cupa Campionilor Europeni. Mai mare... Nu cred. Mai, da. Deci n-ai văzut mai mare nefericire... Spre fericirea mea nu l-am văzut, nu știu, mă. Bine, tu ești dinamovist. Evident. Și că... dar noi am prins, aveam lângă unitate, îl descoperisem, nu o să-l uit niciodată, pe celebrul Nea Gianu, s-a prăbădit săracul, care lucra la Casa de Cultură din Craiova și care, mă rog, mai eram cu câțiva colegi, unii care sunt chiar actori. Sunt actori, Adrian Vulcu sau Mihai Bisericanu. Și mai fugeam de la unitate la el, la bloc acolo, și ne mai schimbam, că dacă erai îmbrăcat în militar, erai oprit cam peste tot. Dar era o... Taică-mi n-a intervenit absolut deloc. Crezi că n-a dat niciun telefon? Nu, asta vreau să spun, că uitase, spunea tot timpul. Ticule, să vorbesc cu generalul Zaharia și te scot de aici. Generalul Zaharia și deci am știu, bă, să vorbească cu Zaharia și plecăm de aici. Și vine odată, el îmi permise, eram toți, treabă de generalul Zaharia. Tată, ce face generalul Zaharia? Ai vorbit că... Bă, tăticule, a murit acum 25 de ani și se propagă, ăla era coleg cu Averescu, probabil, cu înțelegi, din primul război mondial. În orice caz a fost o dezamăgire mare că... Și am avut noroc cu filmul că ultimele 2 luni a trebuit să filmez și practic m-au adus aici în București, unde ar fi trebuit să stau la Steaua, ceea ce nu... am putut să oricum n-aveam timp. Și adică nu mai știu, undeva pe lângă Ghencea. Nu pe lângă Ghencea, mă, pe lângă, ia uite-mă, unde a ars, avea o sală de sport. În fine, trebuia ceva pe lângă Steaua și da, trebuia să fiu, e împotriva ființei tale. Nu, dar nu, lăsând numai la o parte, n-aveam Dinamo. Adică plecai de dimineață de la 7 la filmări, veneai seara târziu. Deci, practic, stăteai degeaba în unitate, că n-aveam niciun sens. Da, spuneai că ai înțeles mai târziu de ce tata a fost așa cu tine. Da, pentru că își dorea foarte tare. În primul rând, avea chestia asta să te arunce în apă, ceea ce a făcut și la propriu. Nu noți? Nu. Toing! În apă de 2 metri. Bagă, descurcă-te. Înțelegi? Practica. El nu era un tip al teoriilor. Ăsta să vedeți că aici nu, nene, practică. El fiind un tip plecat din Bărăgan? Nu, el a fost un tip care a avut credință tot ce a făcut. Maică-sa, bunica mea vrea să-l facă avocat. Zicea că avea limbariță. Da, da, venit de la țară, din câmpia Bărăganului, nu? El a fost, da, el s-a născut în Călăraș. În Călăraș a venit, a avut chestia asta, a fost în corul de copii radio, a avut o evoluție normală. Tata era un tip care punea suflet în tot ceea ce făcea și sunt convins că orice ar fi făcut, ar fi făcut bine. A jucat și în Naționala de Pitești, fotbal, adică... Da. Și seriozitatea asta o ai de la el? Păi el avea... Eu sunt mai... Dacă vrei, am preluat niște lucruri și în același timp. El era extrem de... Pe vremea aia, ca să înțelegi, amatorii erau cântarea României. Amator, ce înseamnă să înțelegem cuvântul amator? Este un om care nu are studii de profesie. Dar iubește... Dar în același timp îmi dădea exemplu de Vasilica Tastaman, de Ștefan Mihăilescu Brăila, de Ciubotărașul, care n-aveau institutul și care erau senzaționali și care avea tot respectul. Dar pentru genul de amatori care, actor amator, cântăreț amator și cu pretenții, că aici era problema. Cât duci și ce pretenții ai. În momentul în care pretențiile depășesc potențialul tău, pentru el era o problemă mare. Adică mi-i plăceau absolut deloc. Nu avea niciun fel de milă. Eu încerc să delimitez lucrurile astea pentru că am văzut și un amator poate să fie uneori de 1000 de ori mai strălucitor ca un profesionist, dar el poate să fie într-o săptămână, e luni, poate odată și vineri dacă merge. Un profesionistul este constant. Școala nu-ți dă talent, dar școala te modelează. Disciplinează. Exact. E vorba de disciplină pe care mulți dintre amatori și-o câștigă prin intuiție și prin talent. Dar cum ai simțit tu iubirea tatălui? Enorm. Adică nu neapărat mi-ai povestit din adolescență, tinerețe, perioada de dinainte și după institut, din zorii carierei tale, din copilărie, dacă ții minte un moment de ăsta de tandrețe al tatălui, pentru că mie mi se pare că așa cât l-am văzut eu pe tatăl tău, mi se părea că transmitea enorm de multă căldură pe ecran. Da, avea chestia asta, era extrem de blând. Neapărat blând. Tot el îmi spunea, existau două feluri de actori mari. Actorii mari care sunt respectați, înțelegi? Și actorii mari care sunt iubiți, pe care i-ai luat acasă. El era iubit. El era, da. Cum era el, cum era Toma Caragiu, oameni care făceau, în afară de... Diferența era că oamenii ăștia, în afară de teatru și de teatru clasic, de teatru important, vorbesc numai de piesulici, vorbim de Shakespeare, vorbim de Cehov, vorbim de teatru important, de Ibsen și așa mai departe, teatru, dramaturgie clasică. Oamenii ăștia mai făceau televiziune, mai făceau film, turnee, mai și cântau, toți făceau turnee pe vremea aia. Toată lumea făcea turnee. Era o țară care din asta se hrănea artiști. Fenixul făceau stadioane înainte să plece de 50.000 de oameni. Spunea Covaș, bă, n-am ce să fac cu bani. N-am ce să fac cu bani. Dar erau alte vremuri. În schimb, valorile erau altfel puse în pagină. Dar, iarăși, revenind la ce m-ai întrebat, tata era un tip extrem de uman. Tata mă pupa la 25 de ani, la fel cum mă pupa când eram mic, de față cu toată lumea, adică n-avea nicio chestie și nici eu n-aveam niciun fel de... n-aveam nicio treabă cu chestia asta. Adică și eu și fratele meu eram copiii lui și... Deci nu știi că adaptați în perioada aia țineau oarecare distanță, nu, să nu îi cocoloșim. Distanța era altfel. Distanța intervenea, adică distanța era o distanță pe care ți-o impunea prin modul lui de a gândi. Adică îmi dai senzația că ești pasionat de ce faci, că te interesează. Ok. Stai cu mine, lângă mine, dacă nu. Eu am avut norocul că am fost, nu zic că ăștia mici acum, gen burete. Gen burete, adică luam cam tot ce prindeam, vedeam, mergeam cu el la repetiții, mergeam, adică mă lua cu el, mă lăsa pe acolo și în memoria mea se adunau lucruri, vedeam oameni, am cunoscut oameni, o grămadă de artiști uriași, actori uriași cu care după aia am avut plăcerea și onoarea să joc. Dar ai avut momente în carieră în care ai zis, bă, stai un pic, eu sunt ca tata, sau eu fac ca tata, sau joc ca tata, sau am luat multe de la tata? La început, Licenii pentru mine a fost mai mult decât un film, a devenit un buletin de identitate. Nu neapărat buletin de București, dar un buletin de identitate, pentru că pentru generația mea deja aveam un nume, eram Ștefan Bănică Junior. Pentru generația tatălui meu eram încă băiatul lui Bănică. Ceea ce era normal, era firesc. Chemându-mă la fel, de fapt, pe mine mă cheamă Ștefan Bănică, pe el chema Ștefan Bănică Constantin. Chiar îi spunem, bă, Nea Costele, hai să lasăm asta. Constantin era al doilea. Era al doilea lui prenume, știi? Dar a devenit un act de identitate. Dar m-am trezit, influența a fost imensă. Eu am prins grădina Boema, care s-a dărâmat, unde este biblioteca acum, care era lângă restaurantul Cina. Acolo erau spectacole Teatrului Tănase. Eu am văzut spectacol, era pietriș pe jos, scaune, cred că de-astea tot așa de plastic, de alea de grădină, cum erau pe vremuri. Am văzut un spectacol unde tata a făcut un număr cu țambalele pe care l-a făcut cu Stella, pe care eu l-am preluat apoi cu Emilia Popescu. Am văzut o cuna care a făcut pipi pe ea la propriu. Deci vedeam cum curge pipiul pe pietrișul ăla, înțelegi? De râs. Și am prins perioada aia în care se juca la revistă, mergeam cu el la Teatru Giulești, actualmente Odeon, mergeam la Bulandra, adică vedeam spectacole cu el. După aia am început să înțeleg că, stai mă, mai sunt și alții în afară de tata, dar eu, copilul din tine, țin minte că aveam două prietene care aveau mama lor era actriță, o actriță mai puțin cunoscută, știi? Eu întreba, dar cum o cheamă pe mama ta? Aoleu, ce stai? Aici stai. Dar pe mama ta cum o cheamă? Stai că mi s-a desfăcut și atunci. Aia nu răspunde. Și când a spus nu știu cum, n-am auzit. Pentru că eu aveam senzația că dacă părintele tău e actor, trebuie să-și fie cunoscut, trebuie să știe toată lumea. Așa era percepția mea. Dar după aia am aflat că... Asta era normalitatea ta. Asta era normalitatea mea. Dar abia după ce te lovești tu capul de niște lucruri pe care el ți le spunea, lovitura cu capul de pragul ușii e traducerea. Până atunci... Aia e învățare. Până atunci, orice ai spune, și asta văd și mie cu copiii mei, tu dai senzația că înțelegi. Ca și când bunica mea îmi povestea despre război, al doilea război mondial, despre foamea de atunci, tu ascultai, dar nu trecea nimic prin tine, pentru că n-ai trecut. Copiii din ziua de azi nici măcar n-ascultă. Aici e o diferență destul de dureroasă vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Revoluție, vis-a-vis de două perioade total distincte. Dar nu poți să-i judec pentru chestia asta. Că tu ascultai despre război, despre foamete, n-ai trecut pe acolo, nu știi cum e, nu ți s-a întâmplat. Ascultai, după care reveneai clar la preocupările tale. Deci, multe din lucrurile pe care taică-mea mi le-a spus, nu mai taică-mea și maică-mea, nu știu ce, au fost traduse în momentul în care am dat cu capul. Care e un astfel de moment? Uite asta cu Licenii. Tata mi-a zis așa. Bă, ai făcut un film? Crezi că ești actor? Un film. Trezește-te. Și lui și lui Iani Cojar, Dumnezeu să-i ierte, Ion Cojar, profesorul meu, domn profesor, care unul din cei mai mari profesori în istoria Institutului de Teatru, care m-a iubit foarte tare și care a avut grijă de mine să nu mă pierd, pentru că acest pericol la 18 ani era aproape inevitabil. În mintea ta credeai că ești cineva, că ai făcut ceva, că un succes atât de mare te reprezintă. Era în trending. Dacă ai traduce... Ca să traducem acum, da. Doar că ce mi-a spus, ca să traduc ce a zis tata, trending-ul trece. Nu era în trending, erai pe locurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 în trending. Cam așa, era în toate trending-urile și tocmai ca să traduc ce spunea el, băiatule, trending-ul trece. Esența nu este acest film. Acest film te-a ajutat, te-a făcut cunoscut, du-te mai departe. Fă alte filme, fă alte piese de teatru. Da, a fost o perioadă în care a trebuit să te dezmeticești după licenii sau ți-o luase în cap? Ți-o luase, exista și o presiune enormă și la institut, pentru că pe lângă că erai băiatul lui, mai făcuse și un film care era, primeam sute de scrisori, iarăși pentru cei care nu știu ce sunt scrisorile, sunt mesajele pe care le dați și emoticoanele. Astea se traduceau în sute de scrisori care veneau la institut. Deci aia profesorii când veneau și pe numele tău. Pe numele meu, da, sau pe numele lui Mihai Marinescu din Licenii, sau pe numele lui Ionică din Licenii și a lui Geta din Licenii. Înțelegi? Aia a fost genială. Pe adresa Institutului de Teatru Constantin Tănase pentru Oana Sârbu. Era frumos, dar pe de altă parte, na, iar cireașa de pe tortă a fost când au venit niște coreeni, frate, cu niște chinezi, filmul dându-se în spațiu respectiv. În spațiu, da, socialist. Da. Cum ne uităm noi acum la Squid Games? Așa, la Squid Game, așa se uitau ei la licenii atunci. Au venit ăștia la institut, domn Cojar era și așa era sătul. Eu, văzându-ne treabă la institut, ne amestecând chestia asta știam, adică intuitiv, nu aveam nicio regulă, vedeam de treabă. Păi și au venit ăștia. Tocmai a avut să se ală. Că nu te duci nicăieri. Nu aveam voie la televiziune, nu aveam voie ca să faci film, trebuia să faci cereri, nu aveai studentul. Era student și profesorul, el decidea ce e bine pentru tine, dacă, adică să nu te pierzi, să nu întrerupi ce aveam de făcut anual, trimestrial, să nu-i încurci pe colegii tăi fiind 8 în clasă. Și după toate discuțiile astea, vin chinezii ăștia care erau în delegație de lucru, nu știu ce, și intră ăla, nu se-și deschide și își face Licenii! Mamă, când a zis licenii, ieși afară! Păi zic, dați-l pe el afară pe mine. Na, erau des, dar din punctul ăsta de vedere, și momentul critic pentru mine poate, cel mai mare eșec din cariera mea, dacă vrei, și bine că s-a întâmplat în institut, unde acolo tot domn profesor spunea, aici ești ca într-o colivie, aici poți să greșești, trebuie să greșești. Ești de sub colivie, te duci, te mai iartă nimeni. Aici ai greșit oriunde la cap. Deci făceam teatru istoric, greu, teatru istoric românesc, în versuri, greu, suna... Înțelegi, ăștia mici nu poate să spună acum 3 versuri, dacă îi pui sună, ce fac mă, ca să-și gura, tata, nu merge, Eminescu la ei, ce fac mă, e bine, Eminescu la ei, aia te pup. Nu merge, știi? Cam așa tradus iarăși, suna și la noi, jos pe Ștefăniță Vodă sau Despot Vodă, erau versuri, erau fraze lungi. Arhaic. Băi, nene, eram praf, eram terminat, adică erai ca ăla, când mă duceam la institut, eu care mă duceam cu plăcere, știam că am repetiție cu teatru istoric, aș fi fugit oriunde, deci stăteam prin fața institutului, mai trăgeam de oameni, să mai vorbim, să nu știu ce, deci nu venea să mă... Bun. Succesul cu scrisorile, cu Institutul de Teatru Constantin Tănase, Oana Sârbu, mergeau în continuare, deci nu era problemă. Păi și vine acest examen unde m-am simțit îngrozitor, înțelegi? Cam cu Lamia Beligan. Și Lamia La mine Sărăcuța avea o vorbire atunci de făcea despot! Zi, bă, nene, normal, despot! Despot! Și zicea, da! Băi, era ceva îngrozitor. Am avut un examen slab. Și a venit domn profesor, era după aia, după ce... Ce, bă, și a zis așa. Zice, bă, sunt mulțumit de examenul vostru. O singură excepție la care nu m-aș fi așteptat niciodată. Wow. Și acesta este Ștefan. Aceasta este excepție, se numește Ștefan. Bă, mi-a zis așa. Eu care eram, deci când era vorba de actori, era sacră. Da. Restul mai puțin, dar asta... Bă, nu puteai, dacă vrei să mă omori mai rău, nu. A fost așa, adică cum sunt aia în filmele alea, știi, pf, cum intră boanțele, înțelegi? Și aia mai stau în picioare. Și a rămas cu mine, am bocit atunci, eram terminat, înțelegi, de ciudă și de neputință și de... Și mi-a zis, te duci în noaptea asta și citești Amintiri din Casa Morților, Dostoevski. Toată, nu mă proste, nu toată, jumătate de pagini, toată, normal. M-am zis, i-am zis lui taică-miu, am fost la taică-miu, stăteam la tata, că în seara aia am dormit la tata. Și a zis, pune mâna și citește, mi-a dat cartea, am citit. Am înțeles ce vrea să spună, eu fiind într-un conflict permanent cu domn profesor, care era cu multă teorie, înțelegi, eu cu practică, știi, practica. Și el a fost un prag unde am învățat și mi-am dat seama că filmul liceenii nu mă ajută cu nimic în situația asta, ba din contră. A fost o povară. A fost, și atunci am învățat din momentul ăla, asta cred că fiind anul 2 sau începutul anului 3, deci nu a mai existat niciun fel de problemă vis-a-vis de abordarea unui gen teatral sau în institut. Din contră, întotdeauna eram printre primii care propunea, care avea idei, care... și bă, asta îi mulțumesc și asta. A fost o lecție mare de tot. Deci niciodată de atunci n-ai mai, și probabil e foarte bine că a venit atât de devreme lecția asta, niciodată n-ai mai confundat munca și succesul. Nu, cum? Păi la noi era o... pe perete exista așa. Probabil că era special pentru mine, în mod special mă viza pe procesul. Virgulă. Nu succesul. Asta era la noi. Unde la voi? În clasă. Serios? Da. Asta era metoda... Pe asta e în toate manualele astea de dezvoltare personală ale speakerilor de succes din America. Pe vremea nu știam. Deci în anii 80? În anii 80. Bine, era asta, venea de la Stanislavski, care a fost unul din cei mai mari profesori de teatru. Și atunci... Dar asta era metoda lui Ian Nicojar. Procesul. Să înțelegi întâi ce faci, nu succesul. Succesul va veni datorită procesului, nu invers. Și atunci, iarăși să traducem în timpii, sau să traducem în timpurile noastre, dar m-au întrebat mulți, bă, ce îi sfătuiți pe copil să facă, să face actor? Sau... Eu nu sfătuiesc decât să se facă actor dacă iubește profesia asta. Nu dacă iubește succesul profesiei, atenție, este o diferență mare. Iar la mine lucrurile au venit, eu am iubit meseria asta, influențat de taică-mea. Iar succesul la mine a venit poate când trebuia tocmai ca să mă delimiteze de tatăl meu, care era o povară enormă, adică... De-abia când, să spun, când tata s-a prăpădit și a trebuit să preiau cam tot, de-abia atunci am realizat dimensiunea lui și moștenirea culturală pe care a realizat-o, care este imensă. Imensă. Eu atunci, spre norocul meu, eu nu conștientizam chestia asta, pentru că dacă aș fi conștientizat treaba asta, cred că eram stârcit așa ca un gândăcel. Deci tatăl tău, înțelegi? Mi se pare că e... pentru România și așa ar trebui să rămână un icon, cum e Steve McQueen, cum sunt... Probabil că... Probabil mai mare pentru România decât a fost Steve McQueen. Eu fac tot ce ține de mine pentru a-i ține memoria vie tot timpul pentru generațiile care urmează și asta Asta e treaba mea vis-a-vis de tata și nu neapărat ca fiu, ci ca coleg. Înțelegi? Ce frumos! Că merită lucrul ăsta cu prisosință. Da, cu toate astea, mie mi se pare că tu te topești abia în momentul în care începi să vorbești despre mama ta. Am văzut și momentele din concert. Păi, mama mi-a mai zis lucrul ăsta. Mama este sprijinul din umbră și pentru voi, pentru cei care mă priviți din afară. Pentru mine a fost sprijinul principal. Înțelegi? Păi, la asta mă refeream când am pus întrebarea. Atunci, dragostea mea vis-a-vis de mama, nu trebuie să o demonstrez nimănui, ea știe și ceea ce am făcut artistic din dragostea mea pentru mama este cu totul altceva și aia pot să arăt lumii întregi că nu mai e. Intimitatea mea vis-a-vis de familia mea sau lucrurile extrem de personale pentru mine, lucrurile extrem de personale care sunt ținute într-un fel în cutia lor. Ele sunt sursa mea de energie. Ele sunt sursa mea de energie unică. Dacă simt nevoia să le împart, le împart cu mare drag. Dacă vrei să mi le smulgi, n-ai să reușești, cum n-au reușit în atâția ani. Ai zis foarte mișto că pentru public, pentru noi, mama e femeia din umbră, dar pentru tine este de fapt femeia din lumină. Da. Ea m-a susținut. Uite, ți-am dat un exemplu. Taică nu credea în mine neapărat, pentru că nu-i demonstrase și am înțeles după aia. Eu poate am i-aș considera o calitate. Eu nu mi-am judecat părinții niciodată. Nu i-am judecat nici de ce s-au despărțit, nu l-am judecat pe tata nici că n-a avut încredere în mine la început. Din contră, după aia am înțeles de ce n-a avut încredere și, repet, pentru că nu i-am demonstrat nimic. Dar ce, domnule, trebuie să demonstrezi? Da, bă, băiatule, trebuie să demonstrezi. Mama n-a avut nevoie de dovezi. În momentul în care tu vrei o investiție în tine, un sprijin, fie că este financiar, fie că este, moral, fie că este o susținere pentru a-ți da încredere, înțelegi? Tu trebuie să demonstrezi. E ca unul care se duce, mă duc la fotbal, îl văd pe ăla că rupe la antrenamente, îl văd pe ăla că îl costă. Apropo de chestia, o paralelă, l-am auzit pe Stelea, Bogdan Stelea, mi s-a părut genială. Ce vorbiți de copiii ăștia sub 20 de ani sau până în 21 de ani? Zice, după un meci important, a doua zi sunt ca noi. Pe noi ne costau niște lucruri. Lucrul ăsta n-are cum să se schimbe, deci lasă-mă cu timpuri, cu generații. Nu există, în orice faci pe bune, te costă. Punct. Nu te costă, nu e pe bune. Pentru mine asta e o lege care nu se schimbă, poți să fii ce vrei tu, poți să fii prieten cu Franț Iosif, ești tiktoker, vorbești cu Fărămiță Lambru, cu cine vrei tu, cu ăștia de acum, te costă, e ok, nu te costă, e clar că nu e o chestie decât temporară. Deci nu crezi în moca gratis, degeaba? Nu cred în treaba asta. Trebuie să plătești pentru orice. Tu poți să simți că nu e o plată. Eu, aș fi... ce muncește ăsta pentru Crăciun, ce muncește. Ce muncesc? Dar eu nu consider că îmi place atât de tare ceea ce fac, încât plata pentru mine vine de 10 ori mai mult când văd niște mii de oameni care reacționează la unison și care vin într-un fel și pleacă altfel. Aia e cea mai mare răsplată. Și o să ajungem și la chestia asta. Uite, hai să facem aici paranteza asta. Și când tu muncești la fel de mult și nu mai primești răsplata, aia ce se întâmplă? Și vorbim despre ăștia 2 ani, probabil nici anul ăsta nu vei face Crăciunul la Sala Palatului. Este frustrant, dar vine dintr-o obișnuință. L-am văzut că l-ai avut, te-am văzut că podcastul tău cu profesorul Dulcan, un om pe care estimez enorm și care mă bucură de câte ori îmi dă un telefon. E senzațional. Să-mi spună niște lucruri extrem de personale și care mă onorează. Pe care n-am să le spun acum, dar Asta e important. Deci feeling-ul e greșit în momentul în care tu faci niște lucruri și după aia din obișnuință aștepți un feedback. Dar dacă tu faci lucrurile alea, le faci întâi pentru tine. Pentru că de multe ori nu-mi place chestia asta și oricum nu o să intru în discuția asta să vorbesc despre alții, dar când aud chestia asta, m-am sacrificat, am muncit și pentru public, pentru viața pe scenă. Viața mea ar fi, deci arta este viață și viața este... Te-ai sacrificat pentru că dacă îți place într-adevăr, o faci pentru tine. Când cântam rupt în fund cu o gitară de 730 de lei Orfeus bulgărească cu niște corzi de căcat care îmi rupeau degetele, înțelegi? Și stăteam în fund pe covor, știam și eu 3 acorduri și ziceam, mamă, când o să cânt și eu o să mă asculte 30 de oameni. Am spus la un moment dat la Sala Palatului chestia asta. N-am visat în viața mea, zic, n-am, și uite că... S-a umplit Sala Palatului de 7 ori într-un decembrie. Da, iarăși, nu mi-am propus, dar s-a întâmplat și a fost bine din alt punct de vedere. Uite, dacă vrei să sar de la unul la alta și spun, până atunci, până cu 7 dintr-o lovitură ca și Croitorașul cel vitează la cu Mickey Mouse, mânceam în America, mânceam la musical-uri, mânceam la New York special pentru chestia asta și plângeam de 2 ori. Odată de nervi, că nu o să fac niciodată la nivelul ăsta așa, și odată de emoție, de ce se întâmplă acolo. Mamă, eu nu cred că a fost musical la care să nu plâng. Musical, apropo de a juca pe bune. Ca să vezi cum e, ce înseamnă. E o școală acolo, e o școală, e o știință deja, în afară de talent. E, și aveam această poziție pentru cei care, încearcă să stăpânească corpul și să aibă grijă la poziția. Deci aveam o poziție care ea era tradusă printr-o umilință în fața unui lucru de care nu numai că nu ești capabil, dar trăiești într-o țară și mentalitatea comunismului se simte, pentru că stai bă, s-a schimbat treaba, acum poți să te duci oriunde în lume. Nu. Și mă uitam așa. E, după alea 7 spectacole, a fost pentru prima oară. Am fost la un concert, la un spectacol, la Liza Minnelli. Wow. Pentru prima oară când am ridicat capul într-o poziție la nivel orizontal și am zis, bă, stai mă, așa, mă, cum, pardon, ferește. Bă, dar oferim 30.000 de oameni pentru noi. Nu e tare chestia asta. Ba, dar ia stai mă drept. A fost pentru prima oară când am conștientizat treaba asta, știi? Cu tot respectul. Am mai zis, eu sunt un spectator foarte bun, eu primesc ceea ce îmi dai și mă bucur dacă chiar ai ceva de oferit, mă bucur sincer. Nu sunt ranchiunos, nu sunt dacă îmi dai ceva cu adevărat. Dacă nu-mi place și mă minți și te simt că mă minți cu asta, cu arta e viața mea și cu nu știu ce și înțelegi, ai cuvinte mari. Pentru că în general ăia care chiar trăiesc treaba asta n-au nevoie să spună. Chiar n-au nevoie să spună. La X Factor, ia zi, am studiat copilul, am studiat de la 2 ani cânt și mama și tata și pisica cântă la noi. N-am avut copilărie. N-am avut copilărie și e viața mea, nu aș putea să fac ceva. Ia de. Rămâi așa, înțelegi? Adică cine cât de goale sunt cuvinte. Păi, eu vreau să te felicit. Am văzut câteva momente din sezonul ăsta de la X Factor. Eu vreau să te felicit pentru faptul că nu-i minți pe copiii aia. Se mai întâmplă de masa juriului sau juriilor muzicale să fie foarte mințiți. Amăgiți. Bă, nu vreau să iau apărarea nimănui, spun doar așa. Oamenii în general se gândesc la ei, la poziția lor, la nu știu ce. Mie, de pildă, poziția de jurat pot să spun, am luat-o ca o experiență, dar poziția de jurat este, unii te înjură, ai fost și tu și știi, alții, înțelegi, pentru că nu poți să mulțumești toate gusturile, iar oamenii uneori nu înțeleg, stai mă puțin, de ce e omul ăla acolo? Cum era celebrul Mihai Petre, că el a început cu jurații, el era juratul cereu de la Dansez pentru tine, înțeleg, ăla ținând o disciplină. Cum de altfel se și vede, că îl văd în Asia Express, că îmi place și mă uit la Asia Express. Se vede că a tocit multe. Se vede că are o disciplină, da. Înțelegi, și disciplina îl ajută și în viață. Disciplina nu înseamnă că trebuie să faci acum, să nu înțeleagă, traducem pentru ziua de azi, să nu înțeleagă că mamă trebuie să fac armata, să fiu militar ca să am o disciplină. Nu frate, e o disciplină interioară pe care tu o ai vis-a-vis de ceea ce faci tu. În postura de jurat, unde eu la început, eu sunt obișnuit să fac lucruri. În momentul în care mă pui să stau pe scaun, ori există o discuție, ori schimbăm niște idei, ori trebuie să fac lucruri. În momentul în care stau și ascult, la un moment dat există un filtru, când nu mai poți. Pentru că e ca și când dai cafeaua asta și îmi umpli cana de o dată, de două ori, de trei ori, la un moment dat nu mai poți să bei, te oprești. Dar eu mă pun în locul acelor copii. Și de multe ori le zic, băi, bravo, eu n-aș fi fost în stare să particip la o chestie de asta la vârsta ta. Dar în același timp, noi românii avem o metaxină poate mai mare ca alții. Noi confundăm buna intenție cu rezultatul. În tot. Dom'le, hai să ne propunem, Mihai, facem un spectacol acum cu Hamlet. Hamlet, tu să joci regele, Hamlet. Și unde îl facem? La Radio Zuba. Păi cum facem? Băi, este o nouă chestie, Hamlet. Excepțională, propunem, mamă, te-a aruncat Shakespeare, greu, nu știu ce. Rezultatul, probabil că tot la masa asta o să fim, discutăm, nu știu ce. Păi ce ai făcut, tată? Păi care e? Păi da, bă, dar propunerea, păi Hamlet, tu ai vrut să faci, de-aia tata îmi spunea, tata a jucat, era un scriitor, unul care făcea comedii românești de-astea bulevare, Nicuță Tănase, nu mai știu cum, băia bun, dar cu lipsuri. Succesul a fost fulminant al lui la Teatrul Giulești, fulminant. În același timp juca și Shakespeare, doi tineri din Verona. Dar, era, bă, mai bine faci un pas mic, dar e corect, sau ieși pe ce? Comedie bulevardieră. Bă, scoate maxim din ea. Faci Hamlet, scoate maxim din Hamlet. Dacă faci un pas mic așa la Hamlet, când tu ți-ai propus să faci atâta, nu o să te ajute. Pe când dacă poți să faci pasul ăsta mic, fă-l unde poți să-l faci, unde se potrivește. Înțelegi? Și atunci, de multe ori și X-Factor e ca și altele de altfel. Intențiile, unele sunt foarte bune. Mamă, cântăm Queen. Păi, pot să cânt Queen, pot să mă fac să lui pe Mercury sau să vii cu o variantă proprie sau să ai ceva în glas care să mă facă să te ascult pe tine. De multe ori nu se întâmplă chestia asta. Dar aceleași lucruri le regăsesc și la mine, așa eram și eu la vârsta lor. Eu când m-am pregătit pentru teatru... Da. La tine venea profesorul și din toată grupa a zis, Ștefan, de tine nu mi-a plăcut. Da, până când a venit profesorul. Eu, m-am dus la Petrică Gheorghiu, de care ți-am spus. Cu ce poezie? Dar erau oameni care nu te mințeau. Mie mi se pare că trăim niște timpuri în care ca să nu-i supărăm pe copii, le zicem că sunt cei mai buni, cei mai talentați. După aia mai primesc niște, dacă ai 10.000 de like-uri sau nu știu câte vizualizări, ai impresia că aia e validarea. Și atunci când vine cineva de la masa unui juriu care e sincer cu tine, zici, du-te mă, și pe TikTok am succes, cum zici tu că nu sunt bun? E ca și cum tu în Institutul de Teatru ai fi pus mai mare preț pe succesul cu liceenii decât... pe care le primeam. Da, dacă era după scrisori, eram deja rector. Adică de asta zic că mi se pare foarte importantă discuția asta. Procesul, nu succesul. Dar asta depinde de fiecare familie în parte. Pentru că sunt copii și copii. Întotdeauna vor exista turme. Turme au fost în toate generațiile, după care hai că mă bag și eu când ne luăm. E ca la cum sunt și unele tradiții, știi, tradiții populare, care unele s-au pierdut. Tu nu mai știi de ce trebuie să faci lucrul ăla. Cum e cu la morți, pui năframa sau pui legă. Tu nu mai știi. Eu dacă te întreb pe tine, bă, de ce faci lucru? Păi așa mi-a zis maică. Da, mă, ok, ți-a zis maică, dar de ce? Procesul, da? De ce? Nu ești curios să afli. Păi așa făcea bunica mea. Ok, dar de ce? Ce semnifică lucrul ăsta? Asta apropo de ce scrie în spatele tău. Da. Adică să spui întrebările astea și să ți le pui, să vezi, bă, rezonează cu mine. Că poate nu rezonează cu mine. Nu e neapărat greșit ce faci tu, dar poate lucrul ăsta nu rezonează cu mine. Este ca, uite, ai niște bascheți acolo. Păi, poate nu mi se potrivesc mie. Poate dacă dau baschețile, îi dau lui George Ivașcu, îi vin până la genunchi, înțelegi? Nu, poate nu se potrivesc, înțelegi? Dar poți să-i lai lui Dani, de exemplu. Da, adică, sau mie, trebuie să te întrebi. Așa ești cu chestia asta și consider că, din punctul ăsta de vedere, apreciez foarte tare ce a făcut taicul cu mine, chiar dacă n-am înțeles la vremea respectivă și că poate chiar nici el n-a înțeles. Și a făcut intuitiv. Dar rezultatele cred că au fost bunicele. Și plecasem în discuția asta, care s-a ramificat, plecasem de la faptul că tu nu faci neapărat pentru dopamina aia pe care ți-o dă un concert. Acolo ești drogat, ca orice artist. Ajungi la un moment dat să fii dependent de treaba asta. Și dintr-o dată lumea se oprește, sălile se golesc pe jumate, pe 70% sau de tot și nu mai ai același răspuns. Cum reușești să rămâi viu, sănătos la cap într-o astfel de perioadă? Iată, după 19 ani, 2 ani de pauză la Sala Palatului de Crăciun. Nu numai la Sala Palatului, asta e... Și nu numai la Sala Palatului. Cât ai jucat anul ăsta? Foarte puțin. Cred că am jucat 4 spectacole sau 5 spectacole de teatru în total. Și concerte? Concerte cred că au fost 4. Noi ne făcând foarte multe, adică ne făcând, am făcut, vorbesc de 4 concerte pe bilete. Tot anul. Eu am luat, am încercat ca, mă rog, am învățat că dacă cazi într-o depresie, nu te ajută la nimic. Nu te ajută la nimic, deși ăsta e feeling-ul în momentul în care nu faci. Întotdeauna trebuie să existe, din orice întâmplare trebuie să existe o parte plină a paharului. Care e aia? Care e aia? Și eu am descoperit-o. La mine a fost faptul că am stat cu copilul meu cel mic, cu Alexandru, pe care cu ceilalți doi, Violeta și cu Ștefan, n-aveam cum, pentru că eram plecat tot timpul și dacă nu eram plecat aveam repetiții. Dar cu Alexandru am stat și asta a fost partea plină a paharului. Și mă întrebam, băi, când aș fi stat eu? Cine îmi dă mie înapoi anii pe care nu i-am petrecut așa cum aș fi vrut? Ștefan are 20 de ani, Violeta are 14 ani. Ăsta mic am stat, frate, am stat 2 ani jumate zi de zi. Ceea ce este cel mai mare câștig și spun, dacă n-ar fi venit pandemia asta, n-aș fi atât de bogat pe cât m-am îmbogățit acest copil. N-aș fi primit lucrurile astea, n-aș fi primit mulțile alea pe față, să stea cu tine, să se uite la lucruri, să ne jucăm, să cântăm împreună, să mergem, să ne plimbăm, să vorbim în mașină, mă rog, să vorbesc mai mult și el să asculte sau să... Acum a început să-și vorbească, începe să-și dea drumul, adică toate lucrurile astea, pune-le în balanță. Am pierdut niște concerte, am pierdut niște spectacole, am pierdut niște bani, dar dacă mai pune să dau timpul înapoi, fără să spun că arta este viața mea, nu cred că aș face nicio schimbare din ăștia 2 ani. Așa că... Dar crezi în asta, în toate la timpul lor? Da. Pentru că îmi spuneai despre Radu că n-ai fost acolo cât ai fost pentru Alexandru sau pentru Violeta. Cât mi-aș fi dorit. Cât ți-ai fi dorit, exact. Da. Da, toate la timpul lor. La mine tot timpul mi se pare, tot timpul am senzația asta, că la mine toate se întâmplă un pic mai târziu decât la ceilalți. Adică, ei au trecut de mult. Finish, linia de sosire, înțelegi, s-a strâns și ea și pancarda, au plecat ăia care erau pe margini cu steguri. S-a mers și eu și ceva zis, nu mai era nimeni, știi? Dar important e că ai trecut linia de sosire, așa am uneori senzația, știi? Aici despre mine. Exact aceeași poveste ca a ta. A venit fata asta mică, Roa, la 10 ani și ceva de când se născuseră gemenele și am stat cu ea mult mai mult decât... Și datorită acestei perioade. Deci am muncit în fiecare zi. Evident, și datorită acestei perioade. Dar e altă vârstă, e alt... Și datorită vârstei. E cu tot altceva, pentru că vezi altfel prioritățile. Cred că... Adică un bărbat la 30 de ani nu simte pentru un copil ce simte la 40 sau la... Așa pare în general. Pe de altă parte, nu avem cum să știm nici lucrul ăsta. Am întâlnit cazuri în care soția se plângea și băi nene, nu mai știu ce fac cu ăsta, bă, dar nu mai are timp pentru mine. Nu mai îmi spune, băi, ce frumoasă ești, cum te-ai... De ce? Stă tot timpul cu copilul. Nu stă tot timpul. Tot timpul numai cu copilul. Copilul în sus, copilul în jos. Există și genul ăsta. Dar frumusețea cred că vine... în momentul în care ori înțelegi conștient niște lucruri, ori pur și simplu le faci intuitiv. Nu contează calea. Adică contează, dar contează rezultatul. Îi apreciez extrem de tare pe toți oamenii inventivi și inclusiv, cum ai spus că se cheamă fata cu plastelina, cum zice? Slime. Slime. Slime e... Dintr-o pasiune a dezvoltat chestia asta. Pentru unul care este conștient deja că zice, mamă, trebuie să fac și eu lucrul ăsta, deci el caută direct succesul. Și atunci, oricât de analitic ai fi, știi, pașii procesului pe care ți-i imaginezi tu nu sunt aceiași ca atunci când faci lucrul ăsta cu o încărcătură emoțională, cu o plăcere. Nu, eu vreau să ajung aici, eu vreau să câștig, vreau să fiu cunoscut. Asta înseamnă mediul online. Și lucrurile s-au schimbat pe lângă o grămadă de avantaje. Păi eu spun numai așa, gândește-te la telefonul ăsta. Mă duceam, aveai 7-8 ani, mama lui Mihai, îl lăsați pe Mihai să vină la fotbal. Bă, având casă, ceea ce era, nene, avea casă, nu stătea la bloc. Și aia ieșea după 2 minute masa a unul din geamuri care erau la etajul 1 și se părea că e Palatul Regal. Nu poate, Mihai are de învățat. Mamă, ce facem că n-avem echipă, ce facem, nu știu ce. Acum îi dai un mesaj pe ce vrei tu pe WhatsApp lui Mihai care e în Australia. Bă, băule, vezi că jucăm fotbal. Da, mă, vin și eu când. Adică diferența este uluitoare. Dar pe de altă parte, eu consider că atâta timp cât poți să stăpânești tehnologia și nu să fii stăpânit de ea. Și cum faci tu asta? Nu știu dacă fac. În primul rând, mă uit la lucruri care mă interesează. Dacă vreau să văd concerte sau vreau să văd oameni de care... Da, când intri deja în universul ăla, pare că totul te interesează și dacă nu-l vezi pe unul, pare că e fear of missing out, știi? Am învățat să nu mai pierd timpul. Mă duc direct la ce mă interesează. Nu mai stau să aud ăsta. Pentru că și asta face parte dintr-o... N-ai asta? Pe telefon? Ce? Să dai așa... Swipe? Păi, aveam la un moment dat care era tot un fel de să ieși puțin din... să te bagi în lumea ta. Știi, când merg cu avionul, când... aveai jocuri de-astea care la un moment dat creează dependență. Am renunțat la chestia asta. Mi-am dat seama, stai mă puțin. Ăla e un robot pe care oricum el e programat să joace într-un fel, înțelegi? Tot la rezultatul ăla vei ajunge orice îi face, da? Absolut orice îi face. Stai mă puțin. Ce-ar fi ca timpul ăsta să mi-l folosesc pentru mine? să mă gândesc, să-mi fac planuri, să citesc sau să fac ce îmi place, ce consider eu că e o prioritate pentru mine în momentul ăsta. Am început să fac chestia asta. Da, mi-ar fi plăcut anii ăștia să pot să plec. O invidiez pe Delia pentru, vorbesc cu ea de multe ori, pentru modul ăsta al ei de a pleca peste tot în lume. Eu cred că și ea te invidiază pentru tine că poți să-ți iei rodul dragostei în brațe. Da, da, asta e o altă discuție, dar pentru libertatea asta pe care și-o acorda pleca în toate colțurile lumii, evident trebuie să și permiți, dar de-aia ai muncit. Păi este genial, pentru că te îmbogățești, n-ai cum să nu te îmbogățești văzând alte culturi, văzând alți oameni, alte obiceiuri, înțelegi, e nemaipomenit să poți să circuli și la un moment dat să devii un cetățean universal. Asta mi se pare extraordinar. Dacă poți să faci chestia asta și cu copiii tăi, e și mai tare. Dar pare că tu nu ai dependențe sau îți controlezi foarte bine relațiile astea cu lucrurile care unde ai putea să patinezi foarte ușor într-o dependență. Uite, apropo de ce ziceam, de succes, concerte, 19 ani de Sala Palatului, 7 concerte într-un an, tehnologie, dependență, fumat. Ți-am zis înainte de emisiune, m-am lăsat acum 2 ani, dar n-am niciun merit în treaba asta. Nu sunt nici pe departe vreo perfecțiune de om, înțelegi, care să mi le aranjez. Stai mă că nu chemem om perfecție aici. Nu, vorbesc de... m-am prins. Vorbesc de cum îmi structurez lucrurile, doar că încerc să văd care sunt prioritățile mele, pur și simplu, să văd care sunt real prioritățile mele. Pentru că poți să trăiești într-o buclă care se repetă, se repetă. Sigur că înțeleg anumite chestii. Bă, dacă ai făcut 19 ani de Sala Palatului, nu știu câte sute de mii de oameni au venit pe bilete să te vadă an de an, înseamnă ceva, înseamnă că e ceva dincolo de modă, dincolo de timp, dincolo de... Înseamnă că e... Întotdeauna am învățat de la bun început că valoarea unui lucru sau unui artist se vede în timp. De-aia spuneai că ești în trending. Ok, e perfect. E perfect. După care e următorul? Care e următorul pas? Să te menții în trending. Care e următorul pas dacă cazi din trending? Să încerci să revii în trending. Dar cel mai important pas, mi se pare, să încerci să fii tu, să fii ceea ce ești, ceea ce ți-ai ales să fii. E foarte greu să trăiești în pielea altuia, e foarte greu. Eu uneori vorbeam cu Carlos Drins, băi, cum reușești? Cu cine vorbeai? Carlos Drins, cum reușești? Și cum reușești să... Pentru mine, zic, e ca la teatru. Eu dacă mă duc la teatru, joc un personaj și am jucat... Nu te obosește? Cred că m-ar obosi îngrozitor dacă aș face ce face el, știi? Adică... Zilnic. Dar am jucat, la un moment dat, jucam total contra amploa, eu cu Emilia Popescu, cu E frică de Virginia Woolf, o piesă a lui Olby. Foarte grea, filmul cu Liz Taylor și cu Richard Burton, care a luat Oscar și așa mai departe, deci care e o piesă care a schimbat structura americană, care lovește practic familia americană în anii 60, ceea ce era de neconceput. Da? Un cuplu nefericit. Așa. Și unde jucam pe tipul ăsta. Aveam o mustață, aveam părul altfel făcut. Și maica mea, prima jumătate de oră nu m-a recunoscut, ea tot aștepta când intru, știi? Înțelegi? Și apropo de Carlos Dims, cum ar fi fost să plec așa de la teatru și să o țin așa, mă înțelegi, mă mai schimba, după aia, adică e o asumare extrem de... Ți-ai dat seama că e foarte obositor să fii... Pentru mine, poate pentru el nu, poate pentru el ăsta a fost... Nu, dar în general să fii altcineva decât ești. E un băiat deștept, am vorbit cu el lucrurile astea. E super deștept. Un băiat deștept. Dar eu n-aș fi făcut treaba asta. Da, da, sunt oameni care fără să se mascheze sau picteze ca joacă, și Carla Dreams. Joacă un rol. Da. Dar și datorită meseriei mele și datorită simțului, probabil, îmi dau seama repede, adică citesc destul de repede și în general ești atras de oameni cu care rezonezi, ești pe aceeași lungime de undă cu oameni. Ți-am dat, de exemplu, la început. Habar n-am ce face Liviu Teodorescu, ce... înțelegi? Dar cum l-am simțit? Nu, te-ai urcat în același tren. Doi oameni care sunt pasionați de ceea ce fac, n-au cum să ia trenuri diferite. Strong family makes a strong business. Gucci needs new blood. It's time to take out the trash. They're my family. So, my sweetie. My father is stuck in the past. She's after your money. Don't trust anybody. Gucci is what I say it is. Family business means family problems. Why? Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci. Coboară la stații diferite, dar nu am cum să ia trenuri diferite. Tu spui că disciplina e una dintre cheile care ți-au asigurat ție relevanța asta în tot timpul ăsta. Din 86 până astăzi e un car de ani în care tu ai fost relevant indiferent de perioadă. Da, și când zic relevant nu zic de succes sau sau un trending. Relevant pentru showbiz-ul ăsta din România, pentru lumea artelor. Nu știu ce să... Eu n-am conștientizat că sunt disciplinat. Înțelegi? Eu n-am conștientizat lucrurile pe care le-am făcut sau disciplina pe care am avut-o vis-a-vis de spectacole, vis-a-vis de roluri, vis-a-vis de concepție, vis-a-vis de muzică. Ea a venit, practic, a fost un cumul al lucrurilor pe care le-am trăit, pe care le-am absorbit cu fața de burete, de ce spuneam așa, și ele s-au concretizat la un moment dat. Adică în momentul în care a trebuit să încep printre primii sau chiar primul, dacă nu mă înșel, după 90, genul ăsta de spectacol care a devenit așa emblematic de la Sala Palatului, în momentul în care a trebuit să-l produc eu, a fost o cu totul altă treabă, adică eu aveam niște idei vagi, aveam niște lucruri cum aș fi vrut să arate, cum văd eu spectacol, cum văd eu artistul care nu trebuie pus în orice condiții, adică nu poți, e ca și când contează enorm contextul, nu tu poți să te îmbraci ca regina Elisabeta, înțelegi, mergi și după aceea. Te fă și mie niște mici de aia cu măștarți. Nu merge, înțelegi? Nu merge. Nu spune nimeni că trebuie să ia niște icre negre, dar nu poți dacă vii. Nu merge. Și cu cârnați oltenești, înțelegi? Și cu de-alea cu scobitoare. Cu... Nu se pupă. Și atunci contează enorm contextul. Indiferent de ce părere ai despre alte genuri. Dar taică-tu era la fel de tipicar? Nu. Taică-mi era mai... Dar taică-mi avea altă abordare, pentru că vremurile erau altele. Și atunci, după 90, a fost un impact extrem de puternic asupra lor și asupra unei generații. Când au venit, tu știi foarte bine, vedetele de televiziune, până în 90 erau actori, cântăreți, maxim sportivi. În rest, Crainicu citea după o chestie, diseară la ora 19 este filmul Coasa. Și atunci, în momentul în care a venit Sârbu cu Pro TV-ul, a venit Gianina Corondan, care zicea, mâine vor fi 24 de grade, și niciodată nu știe câte grade vor fi. Deci au devenit vedete de televiziune, cei de la Meteo, cei de la știri, înțelegi? Cum? După modelul de afară, bineînțeles. Pentru ceilalți care nu erau obișnuiți, a fost o schimbare. Muzica s-a schimbat, îi ții minte pe cei de la Genius, toată lumea era, aoleu, muzică românească. Înțelegi? Pentru că, de ce? N-aveai voie să cânti în engleză, N-aveai voie să-ți cumperi discuri, n-aveai voie să te îmbraci nu știu cum, n-aveai voie, trebuia să par șablon. Compozitorii, dacă ținem bine minte, compozitorii, da? Compozitori și interpreți. Rari erau ăștia care au și rezistat, formațiile rock sau folchiștii care își compuneau singur muzica. În rest, compozitor, interpret, dă-i. Compozitorii aveau o anumită vârstă, majoritatea erau mai în vârstă, interpreții tineri. Deci erau niște probleme. Compozitorii trebuiau să aibă atestat, instrumentistul trebuia să aibă atestat. Nu era așa, bă, la studio, adună, ce faci? Că e vorba asta, tu cred că ce ați făcut, mă? Băi, am stat în studio ultima săptămână, toată lumea stă în studio. Eram în studio și, bă, la studio se întâmplă, toată lumea stă în studio. La unii stau pe bune și se întâmplă lucruri, alții sunt ca aia cu arta. Bine, dar unii chiar au disciplina studioului, adică știu... Unii, evident! Dar acum tu ai absolut. Și revenind la tata, că spuneai că el nu era așa tipicar cum ești tu. Pe tine te-au obligat vremurile să fie așa sau... Eu fac parte din această generație care a prins schimbarea la 22-23 de ani. Schimbarea este uriașă. Și eu consider că suntem o generație norocoasă, pentru că tu ai prins schimbare, ca și când copiii născuți după 90 și pe care nu interesează, că ea care interesează mai caută niște informații. E ca și când nu știi cum e apa caldă și apa rece. Tu ai doar un singur fel de... Întotdeauna comparația îți va da cum să spun, șansa să cunoști mai multe lucruri, să apreciezi unele mai mult, înțelegi, să vezi care sunt prioritățile. Comparația. Apă caldă, apă rece. Dacă știu că e un singur fel de apă, înțelegi? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, mă consider dintr-o generație norocoasă. Pe de altă parte, am urât pe Ceaușescu pentru că mi-a furat. Ai vrut vreodată să fugi din țară? Da. Numai că mi-am dat seama că nu sunt genul, adică nu e genul meu. Eu dacă plecam 2 săptămâni, am terminat și acum dacă plec, adică nu pot să stau foarte departe. Nu, dar ai avut în cap, bă, uite... Bă, n-am avut în cap gen, mamă, mă duc... Sau nu mă duc, îl supăr pe... Da, îi fac probleme lui tata sau... Nu, n-am avut, am avut... aș fi vrut, să spun, prima dată am ieșit în viața mea în Grecia. Iar când am ieșit prin 87, deci atenție, aveam aproape 20 de ani. Am ieșit într-o țară capitalistă. Nu, ce vorbesc, mă? N-am fost în nicio țară, nici țară comunistă, nici în Bulgaria. N-am fost. Trebuia să mă duc, dar știam eu ceva, trebuia să mă duc. Da, deci n-ai ieșit din țară. Nu, dar am avut 7 la purtare și n-am mai fost luat. Deși n-am înțeles de ce. Dar am fost în Grecia și la mine a fost ca trecerea la televizorul color. Până la vamă, la bulgari, totul era gri, totul n-avea culoare. La bulgari, cât de cât, când am ajuns la greci, era elcrom, color. Totul era color. Adică s-a schimbat percepția, știi? Dar nu vroiam, pentru că eu vreau să mă fac actor. Știam că totuși actoria, noi ne bazăm pe limbă, ne bazăm pe nuanțe. Te duci într-o țară unde nici acum nu poți. Acum poți să joci în filme, dar dacă vrei să faci teatru e extrem de greu. Trebuie să fii de acolo. Nu merge, adică e greu. Știu că o singură actriță româncă a reușit lucrul ăsta și e fantastic ce a făcut, e Ana Maria Marinca, care joacă teatru în limba engleză. E fabulos. Mi se pare o performanță mai mare decât a apărea în filme la Hollywood. E uriașă această performanță, pentru că tu gândești în limba ta și apoi traduci, așa că jos pălărie. Bun, și acum revenind la faptul că tu ești foarte tipicar. În unele chestii sunt extrem de tipicar, da. În unele. Nu, în toate. Disciplinat. Disciplina vine și când ai o armată de oameni în spate, care tu trebuie să o... Păi da, da. Trebuie să o conduci, pentru că dacă tu nu ești disciplinat, ce pretenții vrei să ai de la ceilalți? N-ai cum. Eu am făcut un singur film cu Nicolaescu, fac o paranteză. se numea, unde rolul principal era obuzul, mai mult triunghiul morții. A, triunghiul morții. Triunghiul morții, da, rolul principal era obuzul, el era rolul principal. Restul mai... Nu mai lucrasem cu Sergiu Nicolaescu. Bă, dacă l-am văzut, tot aveam senzație, el care era și comisarul, el, că nu știi că erau bancuri la regia Sergiu Nicolaescu, imaginea Sergiu Nicolaescu, rolul Sergiu Nicolaescu era... Și când l-am văzut de la 4 dimineața, stând în picioare, dirijând o armată de oameni, era cu militari, băi, o armată de oameni dirijând, implicându-se, dar la seama, zic, ce capacitate uriașă are omul ăsta de a dirija. Cum vrei să stea aia drept să fie dacă el era unul care venea pe la 11, a, tăticuțule, că am venit și eu acum. Nu. Deci e puterea exemplului și atunci, în momentul în care tu devii responsabil de niște, de pildă la Sala Palatului, pentru noi sunt 200 de oameni care lucrează pentru un concert. Cam așa ajung, la 200 de oameni. Cum să le cer disciplina lor dacă eu sunt... mi-am dorit să vin și eu, băi, ai văzut cum vin, bă, starul ăla de afară, cum vin ei la concerte, mă, frate, cum... Nu mi-a reușit niciodată. Absolut niciodată. Am fost de la, cum să spun, și eu și... cei cu care lucrez îndeaproape, de la a șterge pianul de pe scenă până la succesul celor 7 concerte. Păi, mie mi-a zis un important om dintr-o televiziune din România, băi, nu există om mai profesionist în televiziune cu care am lucrat decât Ștefan. Și ar avea toate motivele să fie și cu nasul pe sus, să fie și ultimul care ajunge la platou. Dar mi-a zis că la capitolul ăsta, profesionist, e Ștefan Bănică și restul. Cred că e o chestie de respect față de tine însuți, față de profesie și față de ceilalți. Uite, să dau un exemplu. Am început cu Emilia Popescu, cred că era 1990. Da, iarna lui 90. Noi am zis așa, la ce oră trebuie să fim la primul nostru show? La 10. La 10, numai că ea fiind femeie, trebuia să-și facă părul, trebuia să... Lucruri pe care chiar dacă făcusem institutul, nu le conștientizasem. Eu în 5 minute eram gata. Mi-a fost gata într-o oră jumătate. Și am zis așa. De acum încolo, spunem, la ce oră se dă motor, la ce oră începe filmare. La 11. La 11, iubita mea, ne vedem în platou. Tu poți să vii la 11 fără 5 sau poți să vii cu 2 zile înainte în cazul tău. Înțelegi, să vii cu 2 zile înainte să te machezi sau nu știu ce, și la 11 încep. Și atunci toată lumea e fericită. Și asta e o chestie care ține și de tine ca să te simți bine, să nu fii frustrat, bă, aștept 2 ore, știu ce, și de ei. Colega ta sau colegii tăi, ca să le dai timp, fiecare are timpul lui. Fiecare trebuie să știe, nu pot să spun, bă, Mihai, tu în cât timp te machezi, în cât timp te îmbraci. Tati, la 11 începem treaba asta și la 11, dacă toată lumea e acolo, e perfect și încep cu o stare bună. Nu cred că e vreo mare filozofie în treaba asta. Dar ce te enervează pe tine cel mai mult în industria asta, în showbiz? Minciuna și vorbele neacoperite. Deci nu impostura. Păi impostura se traduce în asta. Da, e o tot impostură. Când încerci să fii altceva decât ești, când umfli lucrurile, înțelegi? Oamenii valoroși n-au de ce să umfle lucrurile, dar se mai întâmplă prin marketingul lor, adică sau cei care se ocupă de marketing, să le mai umfle, e normal, dar ei sunt valoroși prin ceea ce fac, adică clar. Dar când sunt baloane de-astea umflate, înțelegi, baloane de săpun care se pot sparge imediat, foarte simplu, dai o căutare, dai cifre de spectatori care n-au existat niciodată, bilete vândute sau tot felul de lucruri pe care le supra... Deci din cana asta, radio, tu știi cine a mai băut? Cine, bă? Noe, bă. Noe, ăsta, bă. Noi, Alexandru Dumas, nu se poate, da, și eu, bineînțeles. Adică sunt lucruri pe care le Tu cred că ai experiența asta făcând emisiuni de radio în fiecare zi și ai tot felul de oameni cu care vorbești. De-aia revin la profesorul Dulcan. Ai văzut ce înseamnă esență? Omul ăla este esență. Omul ăla este esență. E o lume. Bă, a scris o carte acum 40 de ani care este actuală și acum, relevantă. Apropo de relevanță. Da, tu ai văzut un om preocupat cum vorbește? Este esență. Și tu iei de la el, sustragi ce ai nevoie. Este o esență. Nu e. Că n-are cum. N-are timp. Asta și vorbeam cu domnia sa. Valorifică-ți timpul. Dă-i valoare prin ceea ce faci. Ceea ce e important pentru tine. Băi, și depinde de vârstă. La 6 ani, 7 ani jucam fotbal cu nasturi. Mi-am valorificat timpul la greu. Visesem. Am lipit cu scoci, că noi existau fiecare nasturi, avea număr, aveam, înțelegi? Îmi lua vreo 3-4 ore, adică am muncit din greu, dar pentru vârsta aia era ok. Acum nu înseamnă la 6 ani trebuie să citești numai Shakespeare, numai Goethe, numai... Nu! Dar sunt și copii care fac chestia asta. Te înspăimânți la un moment dat. Am cunoscut un puști de 17 ani care... Vorbeam cu filmul, zic, uite bă, ăsta ce preocupare are. Ăla e nebunit după Napoleon, vrea să știe despre Napoleon, vrea să se plimbe singur cu bicicleta pe la munte, să citească, să nu știu ce. Cum mă, băiatule, nu stai pe TikTok, nu bate ceasul, cum i-am zis lui Oțil, nu bate ceasul la tine când te ascult TikTok, TikTok. Zic, nu, omul are preocupările astea la 17 ani. Ok, dacă asta te face pe tine fericit, dar în același timp, lasă-i bă, nene, pe ăștia tineri, lasă-i bă să se distreze, că ei oricum vor ajunge cu capul la pragul ăla de care spun, la traducere, când se dau cu capul de pragul ușii, și își vor traduce în limba lor. Deci crezi că fiecare generație ajunge... Clar. Are propriul ei prag. Clar. De... Și fiecare generație ne se pare cu subtitrare. Un șut în fund înainte pentru societate. La unele generații șutul e mai puternic, la altele, dar fiecare generație este un șut în fund, înainte. Dar cum simți, apropo de generația fiului tău, cel mare, al lui Radu Ștefan? Păi, cum simți șutul ăsta în fund, al generației lui? E o generație, cum să spun, care da, aparent este lipsită de complexe, lipsită de inhibiții, o generație cu gândire mai liberă, cu o generație mai practică, care nu stă foarte mult timp la discuții. Dar și aici, vorbeam cu Hagi la un moment dat, băi, e vorba de ca să ajungi ca unul ca Gică Hagi. Păi te costă, bă, frate. Ia întreabă-l pe Hagi după un meci pe care l-a pierdut sau nu știu ce. Nu dormeam în nopți întregi. Mă. Asta înseamnă preocupat. N-ai cum să fii preocupat de ceva, înțelegi? Și a doua zi știu o floricică. N-ai cum. Asta este o minciună care nu rezistă în fața niciunii generații. Gândește-te la ea de acum 500 de ani când se duceau la luptă. Cum ar fi fost să ducă ea la luptă, înțelegi? Adă mă, mâine ne batem cu turcii la câmă, la o fără 10, gata mă, e toată lumea, gata bă, ți-ai pus armura aia, da, gata mă, sunt gata. Bă, nu mai vin, ai, nu mai vin turcii, ai, mergem, nu știu ce, ai, că am pierdut, 3-0 prin neprezentare, ai, nicio problemă. Nu există, e la fel, e la fel, oricât aș da un miștouri, e la fel. În momentul în care vrei să faci o chestie, în care pui suflet, mi-ai spus de fetița ta. Să-ți trăiască, ai 3. Și eu tot 3. Na, eu tu decât mai, fete. Tu, așa. Mai am de făcut niște băieți. Da, ai, încă mai ai timp. Asta nu se știe niciodată. Dar ai văzut, nu te costă în momentul în care luaia mică e rău sau în momentul în care crezi că n-ai stat suficient, te costă. E un anumit gen de plată. Păi zic direct. De ziua mea am plinit 40 de ani luna trecută. A doua zi după ziua mea, mă rog că aveam radio, trebuia să plec la Roma. Eu și cu soția. Prima oară de când se născuse ea să plecăm doar noi doi. Cu câteva zile înainte, una dintre gemene a făcut COVID. Noroc că n-am luat niciunul dintre noi, dar a trebuit să stăm. Evident. Mi-am petrecut ziua de 40 de ani în casă. Am amânat biletele 3 săptămâni. pentru weekendul ăsta, dinaintea înregistrării noastre. Cu o zi înainte de a pleca la Roma, s-a trezit cu febra aia mică. Normal că te costă. Acum depinde... Da, da, asta este, să spun, asta este costul cel mai direct, pentru că ești sentimental, ești implicat. Normal. Dar în orice, asta am vrut să spun, în orice ești implicat real, te costă. În orice ești implicat real, oriunde pui suflet, te costă în anumite feluri. Nu înseamnă te costă, înseamnă să-ți munci părul din cap, să nu dormi, dar te costă. Orice, nu te costă nimic, ești fluturaș ca ala. Pe tine ce te-a costat cel mai mult? Multe m-au costat. Multe m-au costat în momentul în care nu am conștientizat. În momentul am avut senzație că multe lucruri m-au costat real. În momentul în care am judecat la rece, nu este așa. M-au costat numai lucrurile în care am fost implicat 100%. Dacă o luăm profesional, orice proiect în care am fost implicat, dar absolut orice, de-aia nici nu mă implic în lucruri în care nu cred, m-a costat mai mult sau mai puțin în funcție de gradul de implicare. Nu există spectacol care să nu coste. Uite, acum, de pildă, am jucat alaltăieri Puricile, 70 de oameni au fost, atâta, 30%. Și n-au ținut aproape 10 minute la aplauze. De ce? Pentru că oamenii au simțit costul. Au simțit că jucăm, deși teatrul, na, te obligă, ești angajat la teatru, vii și joci. Dar au simțit dincolo de treaba asta că am jucat pentru ei și că le-am acordat respectul cuvenit, chiar dacă au fost 70 de oameni. Au aplaudat, bă, 10 minute, cred că am fost de 7-8 ori la, înțelegi? După aia mi-am dat seama, zic, bă, ce frumos a fost. Dacă nu s-ar fi întâmplat chestia asta și ar fi fost așa, m-ar fi costat. Pentru că spuneam, băi, am făcut ceva rău, n-a fost bine, oamenii, adică atâta timp am învățat, atâta timp cât tu știi că ai făcut tot ce ține de tine, n-are sens să ai regrete. Dar te-a costat sau ai plătit cu viața personală dragostea asta profundă pe care o ai pentru carieră? Pentru carieră, pentru pasiunea asta pentru care arzi. Da, da. Pentru că viața personală, ți-am mai spus, viața personală pentru mine trebuie să fie ca o baterie din care eu îmi iau energia înapoi. Există, și spun lucrul ăsta, îmi iau încărcătura de care am nevoie din sânul familiei mele, apoi mi iau de la public. Mai ales în reprezentațiile live. Iau de la public. Dar pe de altă parte, viața personală, în cazul oamenilor care sunt implicați în ceea ce fac, nu este întotdeauna cum ți-o dorești sau cum ți-o planifici. Pentru că tu ai niște nevoi, celălalt are alte nevoi și întotdeauna până când găsești echilibrul este extrem de important. Echilibrul. Da, dar vezi că și bateria aia, ca să îți iei energie de la ea, trebuie să o încarci. Evident. Evident. Trebuie să o încarci. Permanent. Și în momentul în care tu încarci mai mult bateria profesională... E adevărat, dar bateria familiei întotdeauna are mai multe prize. Surse. Multe surse de încărcat și ea trebuie să fie încărcată din toate părțile. De-aia spun, când tu știi că ai făcut tot ce ține de tine, ești ok. În momentul în care nu conștientizezi chestia asta, întotdeauna vor fi regrete. Aoleu. Cum e la o piesă? Dacă trag o piesă, le spun mereu în studio, bă, hai să facem treaba asta, hai să facem chestia asta, hai să facem... De ce? Bă, pentru că nu vreau după 5 ani, 6 ani să zic, ah, ce-aș fi vrut acolo să fac treaba aia mică, aia... eu nu mi-am dat seama, o să zici tu. Da, bă, dar pentru mine contează. Mă zgârie pe urechi, mă taie, înțelegi? Și atunci prefer să fac lucrurile astea. Bă, am făcut tot ce ține de mine. Nu mai e treaba mea. E greșit, de multe ori am greșit și am plătit luându-mi niște responsabilități care nu sunt ale mele. Înțelegi? Nu sunt ale mele. Trebuie să fac ce ține de mine. Dacă pot să ajut, ok. Cum e și cu copiii. Copilul tău pe care îl iubești, copiii tăi, fetele tale, copiii mei, ei au drumul lor. Indiferent cât vrei tu să-l controlezi, ei au drumul lor. Singurul lucru bun pe care pot să-l fac e să le dau o direcție după care ei se duc, dacă vor, pe direcția aia, dacă nu se întorc, se duc în altă direcție și au viața lor. Înțelegi? Așa e și cu asta, cu costatul. Te costă. Te costă în genul parodic pe care ți-l-am spus. Arta e viața. Da. Și nu costă nimic, ai să vezi că este portofelul gol. Ori te costă... te costă ani. Da, au fost momente în care ți s-a părut că ai plătit prea mult personal? Da, dar e irelevant ce mi s-a părut mie. Este irelevant. Pentru că eu nu trăiesc, eu am înțeles foarte clar, trecutul este doar dacă vrei să vezi niște lecții, adică, bă, un prost greșește în același fel. Cum poate unii zic că, uite, cum e și cazul tău, drag. Altul deștept, altul care e mai deștept, greșește, dar în mod diferit, pentru că încearcă, într-un fel, știi, bă, nu mai fac aceeași greșeală, cad în alta, dar aia nu pot să mai fac aceeași, că este clar că mă duc capul în zid, n-am cum să depășesc pragul ăsta. Dar, da, sunt momente în care pur și simplu nu mai știi ce se întâmplă. Și atunci trebuie o clipă de claritate. Și clipa asta de claritate poate să vină de unde nu te aștepți. Bă, mie mi se pare imposibil ce ai trăit tu, pentru că e imposibil, ușor. Pentru că ai fost mereu în reflectoare. Bă, sub reflectoare. Asta e o altă problemă, o altă discuție. Băi, ai prins anii aia grei în care erai printre cele câteva zeci de vedete ale României. Ai prins anii aia grei în care erai în focusul tuturor echipelor de paparații. Da, dar după cum s-a demonstrat, focusul nu era neapărat pe mine. Nu eu eram sursa echipelor de paparații, pentru că eu întotdeauna am fost un tip discret cu viața mea personală. În momentul în care am simțit că există o presiune mult prea mare și total nemeritată, mai vreau să fac o precizare aici, știi? În momentul în care te plătește statul, da, statul român, da, tu ești, cum sunt politicienii, da? Păi, tu, poporule, care plătești, boborul care plătește, plătește salariul, nu? El vrea să știe ce a făcut ăla, cu cine a fost, ce a făcut, deși nu are vreo mare relevanță. Are o relevanță în cazul că îl compromite ca imagine și atunci funcția lui poate să fie instabilă. Dar ceilalți care nu sunt plătiți de stat nu au nicio relevanță în a-și expune viața particulară sau nu. Sunt de acord, ești o persoană publică, dar este alegerea ta. Dacă vrei ca viața ta de familie să fie pe tapet, înțelegi, și să te folosești de chestia asta, adică să trag și niște foloase din treaba asta. Eu am ales calea aia. Eu dacă pot să trag foloase din ceea ce fac eu pe scenă, mi se pare... Da, a fost moment în care tu n-aveai de ales, adică practic... Evident, ba da, totdeauna ai de ales. Ca dovadă, da? În momentul în care pragurile au fost depășite cu mult vis-a-vis de intimitate, vis-a-vis de lege... Am fost printre puțini care au luat atitudine, am dat în judecată, am câștigat, deși la genul ăsta de procese oamenii schimbă repede, își bagă firma în insolvență, dar după aia am învățat și am făcut pe persoane fizice și am câștigat și oamenii, cel puțin, cred în ceea ce mă privește, se gândesc de două ori, chiar dacă vor face aceleași lucruri, dacă să facă chestia asta sau nu. Pentru că știu care am învățat în această experiență, care îmi sunt drepturile. Și sunt persoane în România și persoane foarte cunoscute și apreciate, frate, nici poze toată ziua, nici cu de se face și așa. Și atunci nu este o rețetă. Dar eu am ales chestia asta și pe cât se poate deontologic n-am făcut altceva decât prin atitudinea mea să cer să-mi respecti lucrul ăsta. Înțelegi? N-a fost niciodată ca dovadă. Nu știu cât vedeți voi acum, eu și soția mea, cred că ne vedeți cam peste tot sau nu știu ce. E modul nostru de a fi. Asta nu înseamnă că mă ascund, că am ceva de ascuns. Dar dă-mi dreptul. Dar am venit să vorbesc cu tine pentru că vreau eu, pentru că mă obligă cineva. Ai avut vreo relație care a avut de suferit din cauza... Bineînțeles, majoritatea relației. Gurii lumii? Nu datorită gurii lumii, datorită acestei atenții care au venit și mai mult din partea doamnelor, pentru că fiind persoane publice și înțelegând mai târziu lucrul ăsta, având o altă meserie decât a mea, meseria mea este pe scenă. Eu pe scenă vorbesc despre mine. Asta zic eu. Despre alții. Eu vorbesc despre mine. Actorul asta face, vorbește despre el în pielea altora. Voi când ești moderator sau ești prezentator, experiență prin care am trecut și eu, și fac o paranteză la dansez pentru tine, tot timpul mă concentrez, vorbesc despre oamenii ăia, să-i pun în valoare, că oamenii ăia contează. La X Factor la fel, bă, nu noi suntem vedete aici. Corect, foarte mișto definiția asta. Oamenii contează, eu aici sunt, copilul ăla trebuie să fie vedete, nu trebuie să vin eu când cu el să apar, înțelegi? Adică na, poate e greșit ce spun, dar eu așa simt. În meseria ta este despre povestea ta, în meseria mea este despre povestea altora. Exact. Exact. Și e... atunci eu am ales, păi, dacă vrei să zici ceva despre mine sau îți place de mine sau nu îți place de mine, mă vezi pe scenă. Dacă îți place de mine, mai vii și a doua oară, mai plătești bilet, cum se spune și la propriu și la figură. Dacă nu, nu. Nu trebuie să îți placă nici cum gătesc eu, nu trebuie să-ți placă nici cum mă port eu acasă, deși tu habar n-ai, cu toate astea mă judeci, tot felul de informații false la care, într-un fel, poate ar fi trebuit să răspund, înțelegi? Cum e și chestia asta. Deci tu ești un tip care... nu că nu apreciază sau nu respectă meseria de PR, dar tu niciodată nu... ai fost dependent de PR? Nu. Nu. Și niciodată nu am luat primul tren. Adică nici financiar. Niciodată. Cum e? Trebuie să-mi explici asta. Am refuzat, nu-mi place să vorbesc despre bani, am refuzat sume mari, enorme, și în televiziune și pe motive, cum să spun, unele care țineau de etică, de morală, de cine sunt eu și cum văd eu lucrurile astea ca om. Am refuzat și nu-mi pare rău nicio secundă. Am refuzat compromisuri toată viața mea. Ai refuzat proiecte mari? Mari. Extrem de mari. Păi bine, acum lumea poate să uite și zice, stai un pic, nu, ai fost la toate show-urile mari din ultimii 30 de ani. Ce puteai să refuzi? Până să fac televiziune, am refuzat proiecte mari. Domnul Lazarov, Dumnezeu să-l ierte, și spunea și lui Negru chestia asta. Inițial mă suna și avea și chestia asta, o punea pe doamna Ileana. Nu? Doamna Ileana mă suna. Domnul Lazarov, vă rog să veniți să dați o probă. Eu, crescut în mentalitatea actorul, în momentul în care se vinde, înțelegi, în momentul în care nu mai are credibilitate în teatru. Exact, ți-am zis, Regina Elisabeta, cu aia dăm doi mici, nu mai merge. Ceea ce acum, adică eu am fost unul din pionierii din anilor 90 care am zis, bă, hai să încercăm să facem, și spuneam, ce ăsta, bă? Ba, joacă, ba, cântă, ba, ce asta? Ori ești actor, ori ești cântăreț. Înțelegi? Pentru că actorii până atunci, mai nimeni de la noi nu trecea de nivelul de cuplet sau fiind inclusiv taică-miu care cânta sau cântece de petrecere, nu existau cantautori care să-și compună muzica, care să înțelegi. Și lucrurile s-au schimbat. Eu am fost unul dintre primii, a venit și Chirilă, făcând în continuare teatru, făcând film, făcând... Dar în perioada aia să dau o probă pentru televiziune, domnul Lazaru. Și am spus, domnul Lazaru, cu tot respectul, dacă nu puteți să luați niște emisiuni pe care le-am făcut, să vedeți dacă am carismă sau n-am pentru TV. Și mi-a propus, domnia sa mi-a propus multe din emisiunile care au fost în mare parte pe Antena 1. Dar nu mă duceam pentru că nu știam să vorbesc despre alții. Asta e o altă meserie. Trebuie să știi să vorbești despre altul, să-l pui în valoare, să-l faci să se simtă bine, nu să fie și el pe acolo. Dar cel mai frumos compliment, unul din cele mai frumoase complimente pe care mi l-a făcut un om de valoare, Lazarov, a fost după un recital la Cervul de Aur, când a trecut pe lângă mine, a zis, felicitări, meriți toți bani. Aia a fost așa? Maxim, și venind de la domnia sa, poate mai mult. Dar eu am fugit de televiziune cât am putut. Tu ai avut vreodată grija zilei de mâine? Adică, băi, ce fac după ce se termină proiectul ăsta? Ce fac după ce umplu de 7 ori sala Palatului? Dacă ai avut teama asta de ce e dincolo de un succes? Sau... Am să spun altfel problema. Eu neavând, eu refuzând, înțelegi, lucruri care, în momentul în care nu aveam aceeași situație financiară sigură pe care, mai sigură pentru mine și familia mea pe care am dobândit-o în ani și ani de zile. La începuturi, înțelegi, recunosc, eu din studenție am început să-mi câștig banii mei pentru că apărul liceenii și cu asta făceam spectacole cu liceenii în țară și pentru noi, îți dai seama, era, câștigam cât un salariu bun pe care un director îl câștiga în anii comunismului, noi câștigam într-o lună de zile prin spectacolele din țară, unde era omor, numai polivalent. Și pentru noi nu mai erau bani de țigări, că tu pe vremea aia spuneai bani de țigări, adică erau bani, plus că am mai făcut filme tot în perioada aia unde am câștigat bani. Nu m-am plâns niciodată de chestia asta, dar nici n-am făcut un scop în sine. N-am avut un scop în sine și lucrurile au venit într-o normalitate, dacă vrei. N-am avut un scop în sine, pentru că dacă făceam un scop în sine din chestia asta, păi cred că cântam sau mergeam în fiecare zi, oriunde, peste tot. Dar când te-ai liniștit? Când ai răsuflat ușurat? Nu pot să spun că am avut o... Bă, n-are ce să mi se mai întâmple, nasol. Bă, n-am avut chestia asta, aolo, ce fac? Tot timpul aveam ceva de făcut, terminam un proiect, asta e o altă lecție pentru mine. Nu știam să mă bucur, terminam un proiect, intram în altul, deja eram concentrat pe ceea ce voi face. Băi, lasă-ți, mă, timpul ăla, mă, din sală, de la zi, din America, cu Liza Mineri, am avut secundă, stai, mă, puțin. A fost mișto. Ba da, am mai avut. După aia am fost cu prietenul meu Cristi în 2009 la Tina Turner. Și noi făcusem... În 2009 am fost și noi făcusem Crăciunul în 2008 cu un decor, mă rog, imaginat de noi, structura concertul, nu știu ce. Bă, am ajuns acolo. Și am văzut, am avut... Da, dacă spui la cineva, nu te crede. Ați inspirat. Nu, mă inspira să nu vă să... Aceeași structură de spectacol. Bine, dezvoltată la alte posibilități. Aceeași structură, aceeași gândire. Cum a gândit până și am Plagdu făcut din concert. Și am zis, bă, ce mișto. Cine putea să înțeleagă? Omul cu care lucrasem, că a văzut și el aceeași chestie. Habar n-aveam, nu știam că Tina Turner are... Și a fost o... Ce mișto, înseamnă că gândim și noi în treaba asta, știi, care e o treabă mare, mișto. Și am avut o satisfacție și atunci am avut iarăși satisfacția muncii noastre, dar în general am trecut dintr-una într-alta și n-am avut timp să conștientizez, aoleu, ce fac mâine. Și în ultimii ani ai învățat asta, să te bucuri mai mult? Păi în ultimii ani am învățat și am zis, dacă o să vedem ce o să fac mâine, pentru că muzica nu mi-o ia nimeni, teatru nu poate să mi-l ia nimeni, dacă nu mai fac televiziune, ok, dacă nu o să mai fac, ok, oricum am făcut, am început în 90 niște show-uri de varietăți cu Emilia Popescu și am ajuns, am făcut filmulețe, am făcut emisiuni, am făcut radio, am făcut tot ce puteai să faci pentru experiența ta ca actor, care m-a ajutat foarte tare lucrul ăsta, să văd și altfel lucrurile, până când am început să fac televiziunea anual, și asta datorită lui Sârbu, Adrian Sârbu, care m-a convins să fac chestia asta, că nu eram sigur nici de treaba asta. Nu-mi plăcea să depind. Nu puneai preț. Nu că nu puneam preț, era o altă chestie, o altă meserie și nu-mi plăcea să depind de chestia asta. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu independent, nu-mi plăcea să dea și, am intrat în proiecte care aveau un sezon, cum era Dansez la început, 2 sezoane pe an, dar și atunci, în momentul ăla, perioada de 14 ani aproape, cred, și 14 ani, inclusiv, sunt vreo 15 ani, 16 ani de atunci, pentru mine, cel puțin toamna era identică, adică era emisiune, teatru, concert de Crăciun, zare. Dar povestește-mi un pic despre perioada asta. Deci nu va fi Crăciun anul ăsta. Adică nu va fi Crăciun anul ăsta. Nu va fi Crăciun, asta mai cu Ștefan. Crăciunul vine oricum. El nu ține cont de pandemii. Sau corect. El vine oricum. Spiritul Crăciunului există oricum. Tocmai astăzi am văzut că legea iarăși vrea să ne pună în situația în care să jucăm cu 30% incapacitate, numai că aici e o altă problemă. Știi că e cum e la produserea unde scrie mic, vezi că dacă faci nu știu ce, pățești nu știu ce. Nu ne spune nimeni că 30% până unde? Că dacă te duci la Sala Sporturilor din Cluj, care are 10.000 de locuri, noi am făcut niște ani de Crăciun și acolo, înseamnă, ia vezi, înseamnă vreo 3.000 ceva de oameni care ne putem trezi din această nesiguranță, trăim într-o nesiguranță politică în primul rând. Este nesiguranță politică de bună ziua. Nu se poate la Sala Sporturilor sau nu se poate la Sala Palatului. Și atunci primesc foarte multe mesaje de la oameni care nu sunt din București sau nu sunt din România și care au prins acest microb care l-a intrat în sânge, concertul de Crăciun. Fiecare an veneau și luau bilete de avion, cazare, veneau. Și din păcate nu am ce să... N-ai soluție. Soluție există, adică voi face cu siguranță. Anul trecut l-ai făcut pe TV. Pe emisiune, doar pe TV. În cel mai rău caz, nu vom fi în posibilitatea de avea contact direct cu publicul, pentru că concertul de Crăciun de la Sala Palatului, toată responsabilitatea, o spun, este numai Bănică și trupa lui, este Bănică, trupa lui și publicul. Face parte din concert, acea atmosferă. Adică o Sala Palatului 30% n-are nicio legătură cu o Sala Palatului plină care să participe. Crăciunul nu înseamnă frică, Crăciunul nu înseamnă teamă de celălalt de lângă tine. Crăciunul nu înseamnă anxietate și să mă duc, să nu mă duc, dacă iau, dacă mi-au. Crăciunul înseamnă să te bucuri. Și lucrul ăsta o să-l facem, o să găsim toate, caut soluții. Ești un pic supărat pe tema asta. Bă, nu sunt supărat. Sunt un pic frustrat când văd... Îți vine să înjuri așa printre... Când văd afară Rolling Stones, 70.000 de oameni în Los Angeles, Atletico Madrid cu Liverpool, 70.000 de oameni. Înțelegi? E puțin frustrant că te trezești într-o altă lume. Dar aici este mult de vorbit și ține de noi, ține de stabilitatea politică a țării, dar în primul rând ține și de fiecare din noi, de cum abordez chestia asta. Dar sunt conștient de un singur lucru, nu ne putem întoarce la trecut. Adică și când se va termina chestia asta cu pandemia, ea va lăsa niște urme care trebuie să fim conștienți și colectiv ar fi vorbesc de colectivitate, ar fi bine să luăm partea plină a paharului. Dar unde se termină rolul unui artist atunci când vine vorba de un mesaj pe care îl transmite societății? Și acum, nu mă feresc de nume, Tudor Chirilă e super vocal pe zona aia de activist politic, Dan Bidman pe zona de pandemie. Sunt niște asumări și niște păreri personale pe care ți le asumi dacă crezi cu tărie în ceea ce spui. Dacă o să afli că un gen de om, o persoană publică care susține un lucru, da? Indiferent care ar fi el, și în spatele lui vezi că nu e așa. Dacă noi susținem, ăsta sunt împotriva vaccinului, da? Și în spate eu aflu că tu te-ai vaccinat, de fapt. Este o credibilitate. Acum nu dai vreun exemplu. Nu dau niciun exemplu. E o credibilitate care se clatină îngrozitor. Eu atât știu că într-o societate există o majoritate. Că e vorba de politică, e vorba de social, este o majoritate. Majoritatea dictează niște lucruri. Tu poți să nu fii de acord cu treaba asta și să mergi pe calea ta. Dar pentru că au fost comuniști care erau la putere. Tu, dacă erai anticomunist declarat, au fost unii care și-au asumat chestia asta, care au făcut pușcărie, care au avut tot felul de repercusiuni asupra familiilor și așa mai departe. Căutați să fie asasinați prin diferite orașe din străinătate. Dacă îți asumi chestia asta, e perfect. Dar trebuie să ți-o asumi. Adică nu vorbe goale. În momentul în care afirm ceva, asumă-ți treaba asta și ține-o până în pânzele albe, cu orice fel de risc. În momentul în care nu ești sigur, cum eu, nu am luat niciun fel de m-au contactat tot felul de firme pentru tot felul de campanii. Nu, deocamdată nu. Nu vreau să spun, m-am ferit toată... Te referi la campanii legate de... Mă refer la campanii legate politic, mă refer la inclusiv de chestia cu vaccinarea, pe care e un subiect extrem, extrem de sensibil, deși majoritatea peste tot în lume arată că acest vaccin nu te salvează de COVID, dar îți reduce posibilitatea. Partea cealaltă spune că vaccinul este de fapt... ți-l bagă unii ca să înțelegi. Uite, deci acum îți dau un exemplu. E o discuție interminabilă la chestia. Știu că pentru tine, adică Elvis Presley a însemnat enorm și ai declarat asta public. Nu spune de poliomielită, că e cu totul altceva, dacă de asta... Nu, mă refer la faptul că... exemplul pe care l-a dat. Da, exemplul pe care el l-a dat n-a venit din partea unuia care a studiat medicina, că n-a făcut medicina Elvis. Nu. În primul rând, dar a fost Elvis omul Presley, care a convins toată America să alinieze la vaccinare. La Elvis de la 9% au ajuns la 80% la tineri. Dar Elvis nu făcea nimic de capul lui, totul era făcut de impresarul lui colonel Tom Parker. Asta nu este un lucru pe care aș spune că Elvis l-a făcut nemaipomenit, adică genul ăsta în care nu prea avea niciun cuvânt de spus. El personal. A fost chiar o chestie, nu știu care a fost, se pare că rezultatul a fost bun. Noi aici vorbim de cu totul altceva. Ca și în politică. Dacă eu aș fi ferm convins că te reprezint pe tine, nu era nevoie de nimic. Eu vin și spun, clar, la microfon, tare și clar. Da, mergeți cu ăsta. Eu merg cu el. Asta e una dacă o faci din convingere. Doi, e dacă o faci pentru bani. Ceea ce se vehiculează, înțelegi, de mulți dintre colegii noștri. Ați făcut chestia asta pentru bani, pentru nu știu ce. Unii poate au făcut-o pentru bani, alții poate au făcut-o din convingere. În momentul în care eu aș afirma așa ceva, cum au scris unele ziare, bănică, spune să te vaccinezi, bănică, nu spune să te vaccinezi. Este alegerea ta. Eu îți spun doar să-ți asumi. Este clar că dacă nu te vaccinezi, nu vii la spectacol, nu mergi acolo, nu mergi acolo, nu mergi acolo. Asta nu e numai în România, e peste tot în lume. dacă nu o faci, trebuie să-ți asumi. Nu poți să nu-ți asumi. Adică să-ți asumi, bă, frate, gata. M-am retras din viața publică, nu vreau să fac chestia asta, nu este bine pentru mine și pentru copiii mei și așa mai departe. Am discutat înainte de emisiune despre care sunt, nu suntem medici, nu poți să convingi pe nimeni, e un lucru destul de dar este clar că în direcția asta se îndreaptă lumea. Și eu n-am ce să mint. Eu am avut COVID, n-am făcut tantam, nu am apărut, nu m-a interesat. M-am vaccinat după ce am făcut COVID. Tu ai făcut COVID în perioada în care se spunea că primești bani ca să faci COVID. Da, am făcut COVID acum un an, am fost gârcit, n-am dat la nimeni, înțelegi, am întrebat pe toată lumea din jurul meu, dar n-am făcut o chestie din asta, nu este un exemplu personal, este clar, ceea ce este clar este că acest virus atacă exact în părțile de care nu ești conștient, nu știi, atacă unde e slab, asta este clar. Sunt exemple în jurul nostru de oameni care au fost grav bolnavi, adică știu, da. Adică am trecut prin chestia asta. Dar pe de altă parte este multă dezinformare. Dar veni eu să fac o clarificare în chestia asta, nu mi se pare normal. Pentru că această clarificare, în primul rând, nu trebuie să vină din partea mea. Trebuie să vină a unora ca mine. Trebuie să vină din partea celora care primesc salariul de la stat, de care spuneam. Da, din păcate, încrederea românilor în autorități e atât de mică încât au ajuns să se uite la artiști. Evident, numai că noi nu suntem singuri și intrăm într-o discuție. Noi nu suntem singuri, noi nu decidem singuri. Am mai zis, vorbeam cu Florentina Funtelan. Bă, dacă noi suntem codașii Europei, înseamnă, sunt două zile, orică suntem extrem de deștepți, orică suntem foarte proști. Alege tu. Alege Asia. A spus tatăl tău și mi-a plăcut tare mult vorba asta. Sunt un om simplu care n-ar supăra pe nimeni niciodată și care înțelege să dăruiască oamenilor un surâs, o glumă, o butadă. Înțeleg că prin asta subțiez și întunericul și ticoloșia. Prin meseria pe care el a făcut-o. Da. Mi se pare legacy. Da, tată, el avea prin... Dar nu numai el. Eu îmi permit să spun că ceea ce citești tu acolo este, de fapt, statutul unei generații. Care, această generație din profesia asta credea despre meseria lor. Pentru că asta am învățat și eu de la ei. Apropo de limita unui artist și rolul unui artist. Hai să-ți dau un alt exemplu. Beckham. Ți-a plăcut ca fotbalist? David Beckham. Nu cel mai strălucit, dar a fost un fotbalist bun. În momentul în care imaginea lui a depășit jucătorul, el n-a mai fost considerat ca fotbalist la valoarea reală. Exemplul cu Ronaldo pe care o să ți-l dau este că ăsta își păstrează pe teren valori, face ce vrei tu, TikTok, Instagram, vinde, face. Dar rămâne fotbalist. Înțelegi? Așa e un artist în momentul în care își asumă să se ducă. Elvis, apropo de Elvis, că spunea o chestie, tot timpul Elvis, politica colonelului vis-a-vis de Elvis a fost să nu-l arate, să fie acea piatră rară la care nu poți să ajungi. Și care a funcționat perfect. Elvis spunea, ce părere politice aveți? Și spunea, I'm just an entertainer. I keep it for myself. El având clar niște păreri politice, dar pe care, deci e ca și când tu cânti pentru toată lumea. Eu țin cu Dinamo, dar eu nu pot. Îți dau un exemplu, la un concert de Crăciun, nu mai știu care. Au venit ăștia în față, că era buluc lumea, și la un moment dat mi-a aruncat un fular cu Dinamo. Jumătate de sală a fluierat. Sigur că ai spus, băi, ce faceți, mă? Înțelegi? Total greșit. Tu nu cânti doar pentru Dinamo sau pentru Steaua sau pentru Rap. Tu cânti pentru toată lumea. Și asta este o convenție. Eu nu joc pentru vreo clasă politică. Eu joc pentru oameni. Înțelegi? Care nu mă interesează de unde sunt. Eu joc pentru oameni. Și atunci, vezi, toată chestia asta te condiționează. Dar dacă ți-o asumi, perfect. Este perfect dacă ți-o asumi și o ții pe a ta și ai argumente și ești cinstit în treaba asta, nu mă minți. E perfect. Eu nu spun ca un artist să nu facă lucrul ăsta. Ba da, să ia atitudine. Am spus o singură dată, de că nu m-au citat toată. Am zis că cea mai proastă guvernare din ultima 100 de ani. Și mi s-a părut. Când ai spus asta? Un concert, într-unul din concertele acustice. Anul ăsta sau? Nu, cred că 2020. Voiam să știu despre care guvernare vorba. Nu știu cine era, cred că PSD-ul era atunci. Ce importanță. Cu Dăncilă, asta am spus. Eu ca și n-am. Artistul Ștefan, nu artistul, bă. Omul. Cetățeanul Bănică, care plătește impozite, care plătește taxe, care, înțelegi? Care dă cu mașina prin gropi, care... Ăla a spus treaba asta, nu artistul. Artistul e pentru toată lumea. Cetățeanul spune ceea ce simte, cum se simte. Când m-a întrebat, bă, ai vrut să pleci la ce se întâmpla prin România? Da, aș fi vrut să plec, bă, dar nu puteam, mă. Nu eram în stare, mă. Nu eram în stare. Eram... Și n-am fost pus în situația limită de a alege. Oricât am urât faptul că mi s-a închis drumul la, de a mă documenta, de a fi liber la vârsta aia, când ești adolescent, cea mai frumoasă vârstă din viața unui om. Hai să nu... Adică eu am avut un statut privilegiat făcând acest film. Adică nu pot să mint, dar în orice caz asta nu înseamnă că voi trece vreodată cu vederea peste ce mi s-a întâmplat. Și nici n-am să uit cum pe 21 decembrie mă îmbrățișeam cu oameni pe stradă pe care nu-i cunoșteam și plângeam de bucurie. Și nu te arăta lumea cu degetul, bă, tu ești dintre ei. Nu mă arăta lumea cu degetul, era o bucurie generală și nici n-am fost, eu n-am fost membru de partid. Păi mi-ai și zis că ai și... Am ieșit am învățat tata, genială chestie. Te chemau la institut, tovarășul Bănică, e cazul să... Și dar n-am zis, tovarășul cu tare, sau domnul cu tare, domnule, sunt... Vă spun, m-am luat succesul ăsta liceenia, acum, mi s-a urcat la cap, îmi place aia, îmi place aia, mai și trec puțin la oastea. Adică promit să mă îndrept, adică anul ăsta să mă lăsați, cum făcea Pitiș, că să-l tundă. Tovarășea Suzana Gâdea sau cu cineva, da, nu pot, doamne, să mă tu marți, că joacă Rapidul. Miercuri, nu pot, că mă văd cu mama. Adică tot timpul găseam o scuză. Ca să nu te înscrii în partid. Ca să nu mă înscriu. Și când a fost treaba să... A venit Revoluția. Dar tu urăști ceva? Ți-am spus, da, cel mai tare. Știi că tot... De urât nu, e mult ce spui, urât. A urât, e un verb pe care la mine a ieșit din vorbă. Nu. Știi că Elvis zicea că animalele nu urăsc și noi oamenii ar trebui să fim un pic mai buni decât ele. Da, noi animalele nu au conștiință, noi avem și atunci da, dar de urât ceva nu. Nu-mi plac multe lucruri și am învățat să mă detașez și să nu stau în locurile în care nu-mi plac. Înțelegi? Dar să urăsc, nu. N-am această capacitate de a urâ. De multe ori poate sunt prea direct, îți spun lucrurile care mă deranjează și în general plec din locurile în care nu mă simt bine. De ce aș mai pierde timp? La 54 de ani, de ce să-mi pierd timpul când pot să stau cu copii? Pot să mă duc în studio, înțelegi, să stau cu copiii mei, să stau cu cei... Dar soția mea, cu resentimente mea. Față, nu știu, trecut... Oameni, relații... Se șterg, înțelegi? Se șterg. Tot ce nu-mi place, mintea mea încearcă să dea la o parte. Pentru că, ți-am mai spus, trecutul cred că e doar pentru a învăța niște lucruri. Pentru că, bai, de capul meu, de când eram puși, țin minte, mamă, câte vendete aveam cu tot felul de puși de vârsta mea, care ne băteam să fim mai buni, mai buni la fotbal, mai buni actori, mai buni. Viața mi-a demonstrat, mulți dintre, nici nu mai știu pe unde sunt, au rămas în urmă, înțelegi? Și îmi dau seama că pentru mine a fost doar un impuls și eu probabil pentru ei, înțelegi? Dar în niciun caz nu n-am avut chestia asta de vendetă, de răzbunător în sensul adevărat al cuvântului. Dar ce te ține pe tine echilibrat? Am orgolii. Bănuiesc că faci... Am orgolii. Așa. Am avut orgolii de multe ori. Inclusiv în relații? Relațiile întotdeauna, după părerea mea, se lovesc de orgolii. Ego. Mai mult sau mai, da, mai mult sau mai puțin. Și problema este că eu văd întâlnirile vieții. Sunt, imaginează-ți două vehicule care vin din direcții opuse, știi? Întâlnirile reale și ale adevărate sunt cele în care tu ajungi în același punct. Da, și ești aici. De multe ori în viață se întâmplă că drumul ăsta e cel mai mișto. Wow, ia uite, se apropie, mamă, și din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai puternic. Și uite ce se întâmplă la un moment dat. Înțelegi? Dar n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi. Dar drumul ăsta este fabulos. Până când ajungi aici. Și da, există procesul. Procesul, da. Am avut orgolii. Sunt într-o perioadă de... cum să spun, în care încerc să... Dar cât de mult strică într-o relație de romantică ego-ul? Mult, enorm. Și chiar dacă nu vezi... Și un artist are un ego, adică... Un artist are un ego... Eu cred că... Da, ce să spun... Vorbeam de bateria aia care se încarcă, da? Îți dorești ca bateria aia să se încarce, să n-aibă pauze. Aia să fie intimitatea ta, trebuie să fie și intimitatea celuilalt. Înțelegi? Nu contează, tu când ajungi acasă, tu nu mai ești Mihai Morar de la radio, tu ești tatăl fetițelor tale, ești soțul soției tale. Nu mai, dar mai rămân niște reminiscențe, înțelegi? Tu când te duci, bine, dacă îți dau iarăși exemple din meseria noastră, sunteți de Mona. Taia fă și tu niște ceapă acolo și niște roșii că mi-e fan. Nu pot acum, lasă-mă, sunt Desdemona și... înțelegi? Făi, fată, dă-și tu o brânză... Așa e și la noi. Acum sunt Romeo și studiez. E greu. Trebuie să fii Romeo singur. Te duci la tine în cameră și spui... Nu mă deranja, o jumătate de oră, o oră stau acolo, vreau să fiu, sunt Romeo sau cine ai fi, băia bunda cu lipsuri sau țociu și palade, cine vrei tu, înțelegi? Dar lucrurile astea se discută înainte și mi se pare se numește comunicare. Comunicarea cred că poate evita ego-ul. Dar bănuiesc că asta se învață ușor, ușor, cu ani, cu viața, cu experiență, cu pragul. Da. Adică nu cred că nu suntem niciunul perfect. Nu suntem niciunul dintre noi nu e perfect. Dacă și când ai învățat să ai mai puțin ego într-o relație? Nu știu dacă am învățat. Mă rog, sau când ți-ai dat seama că stai... Nici măcar nu știu dacă pot chestia asta. Sunt doar conștient de treaba asta. E o mare diferență. Sunt conștient. Păi e primul pas. Conștientizare. Clar, conștientizarea e primul pas. E ca și cu gândul negativ. Păi, vezi că nu e bine, nu ești pe direcția bună. Primul pas e să conștientizezi. Eu nu spun că de-aia spun a fi om ești cu bune și cu rele, ești cu plusuri și cu minusuri. Și așa e viața. Când te uiți la un film și îți place și e un personaj credibil, ăla nu e... Ăla e cu bune și cu rele, înțelegi? Și vezi că mai e un cuvânt care mi se pare că e lipsit de asumat. Deci când aud cuvântul asumat până la urmă înseamnă, la mine tradus în limbajul meu, este să te coste. Abia atunci când plătești să te coste. Corect. Stai puțin, să te coste, să nu-l iei numai în sensul rău al cuvântului, să te coste. E ca și când spui o rugăciune în care o spui pe din afară. Ea n-are nicio valoare. Încăperea aia sfântă care se numește biserică, fără harul unui preot, fără talentul lui ca un actor pe scenă, scena aia nu devine, scena teatrului nu devine magică, nu devine o magie dacă nu există harul actorului. Nu există. Așa și biserica. Dacă eu un preot și am văzut mulți care spun niște lucruri pe din afară, care nu te ating absolut deloc. De-aia mulți dintre puști, inclusiv generația mea, inclusiv generația ta, de multe ori se plictisesc la slujbe, că ești la nuntă, că ești la aia, că... Nu, că nu contează, contează cum o faci. Am asistat la unele slujbe minunate, superbe. Slujba lui, la nunta lui Vărmiu. Vărmiu, bă, am doi vermi și lați. Păi, la Cașina, acum an de zi. Super, poate cea mai frumoasă slujbă de nuntă la care eu am fost jurat. Deci se poate. Așa e și aici. E, dacă faci lucrul ăsta, dacă are cuvântul ăla, are sens, dacă se umple cu ceva, atunci e... Înseamnă ceva, dacă e gol, nu înseamnă nimic. Asta mi-am dat seama. Asta nu înseamnă că eu pot să fac lucrul ăsta. Bă, ca să declar despre tine că ești asumat, trebuie să fii un pic Ștefan Bănică, adică să ai ceva în spate. Bă, Mihai, tu nu vezi că toți niște procese. Vine unul, scuipă pe jos, se dă capul de perete. Da, mă, doamne, asum. Sunt asumat. Bă, dar ești nesimțit. Sunt asumat. Da? Bun. Atunci ia vezi dacă ești asumat. Plătește amenda, du-te la pușcărie, fă-ți treaba, fii asumat. A, păi stai, dom'le, că n-am vrut. Stai, dom'le, zic. Suntem o țară de asumați din... Las fierbinți, 1 la 1, las fierbinți. Cam asta e. Înțelegi? Asta cu asumarea. Și atunci mă întreb pe mine de ce... Păi nu, că și în vârful statului sunt asumați, dar nu plătesc cu nimic, pentru că ei nu suportă consecințele. Și de ce nu vin să fac un lucru public de genul ăsta? Pentru că nu vreau să-mi asum, nu că nu pot, nu vreau să-mi asum chestia asta. Când în primul rând cei care ar trebui să o facă într-un fel se folosesc de noi. Înțelegi? Se folosesc de noi. Și se folosesc nu pentru majoritate. Se folosesc de, uite, domne, cine a venit, domne. Uite, domne, cine a zis, domne. Da, înțelegi? O țară de asumați în care nimeni nu se asumă absolut nimic. Corect. Mai vin la voi, îmi place cafeaua. Dacă schimba și moderatorul să știe. Asta e ca aia cu Dinică. Doamne, nu se uit. Eram cu, uite, debutul meu în film, primul meu film pe care am făcut, Eroii nu au vârstă, prima mea scenă a fost cu Gheorghe Dinică, care... Stai că scăpam ca pe bune? Da. Deci e și în stele. Am fost un pic. Prima mea secvență, eram la Buftea, eram disperat, eram în cabină, uitam acolo, eram disperat să văd costume, să văd. Eram un tânăr comunist care împărțea manifestul, rolul principal în Eroi n-au vârstă, cu Rodica, cu Robert. Și Gigi Dinică era comisar de poliție și trebuia să mă prindea oia și mă ducea, știi, și el spunea: "E fost cu minte, tu știu, ce note ai tu la școală?" 9, 10. Bravo. Și atunci de ce te ții, mă, de porcărești? Și te-a luat de... Cred că o găsești pe YouTube. Eroii nu au vârstă, nu? Primul tău film. E, și fiară, se stinge. Se sparge un bec. Tu? Da, la vârsta aia erai 14 ani, aveam 15 ani. Era, pentru mine nu conta, putea să spargă și un balon și un bec. Era important că era... Și Gigi s-a ridicat în picioare. Aș vrea să vină un american să se uite la voi să spun atât: tâmpiților, mă găsiți la bufet, să mergem. Mi-a zis și mie. Păi unde să merg, că eu nu merg. Mergi, dar văd că mică e. Era și Nicu Constantin, Dumnezeu să-l ierte, Nicu fiind finul nostru, tata cu mama l-au cununat, adică, na, eram în familie. Și au zis: 3 voci. Dumne, eu nu beau. Babei, ca să vezi cât de grea e viața. Am la 14 ani, deci mi-a dat, am vomitat 2 ore după aia, înțelegi? Mi-a fost rău, asta a fost botezul. Prima scenă, prima vodcă. Dar am avut șansa să fiu cu oamenii ăștia, adică am lucrat cu mulți dintre ei. Asta e o altă școală. E o altă școală. Vis-a-vis de ce, dacă mai scriu oamenii de ce studii are domnul, puneți și asta, școala vieții. Școala vieții. Da. Apropo de școala vieții, băi, rolul ăla al Ciupanezu e un rol care cred că o să rămână, cel puțin pentru o generație. Unii probabil care se uită, ascultă podcastul ăsta, nu mai știu, deși cred că s-a mai dat în reluare. Da, băieți buni. Găsiți pe YouTube, totul găsiți pe YouTube acum, știi, dacă... Aia vreau să zic că tot Sârbu m-a convins și Boncea, și Andrei Boncea m-a convins atunci în treaba asta și a fost de bun augur pentru că iarăși am inițiat ceva, dacă vrei, a fost primul film românesc de televiziune pe polițist de genul ăsta. Am făcut primul film de Crăciun românesc, cum a fost Ho Ho Ho. Înțelegi? Adică de-a lungul anilor am inițiat niște... Ai făcut Ho 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 înainte de Five Gang de Crăciun, nu? Da. Da, Crăciunul Five Gang, pardon. Dar ăla a fost un început și păcat că a fost scurt. A fost scurt, au 7 episoade. Băieți buni? Băieți buni, da, a fost scurt. Doar atâta? Doar atât. Băi, cât de puternic a fost, îți dai seama, dacă cred că toată lumea ține minte rolul la Ciupanezul. Da, apropo de chestia asta, știi, Ciupanezule, te mai strigau unii pe stradă și știau cine ești, înțelegi că de multe ori se întâmplă, nu știe numele pentru și Angel zice numele personajului, dar mă mai strigau, Bănică, Ciupanezule. Era partea masculină aici, mai mult decât partea feminină. Mai pe masculin ai jucat rolul ăsta. Nu, așa s-a nimerit, știi? Era și piesa celor de la Bigi Mafia. A fost mișto, chiar a fost mișto, m-am simțit bine. Că vorbeam despre legacy-ul lui, eu tot încerc să mă apropii de un final, dar e foarte mișto discuția cu tine, că tu deschizi. Mai deschid o vrează? Știi? Da, sunt multe de spus așa, știi, când genul ăsta de discuție, genul ăsta de interviu este extrem. Pentru mine e fascinant, eu sunt... Să rămână și pentru mine e fascinant pentru că poți să atingi niște lucruri interesante care într-un interviu normal, da, unde sunt întrebări, ce culori îți plac? Fiul tău, Radu Ștefan, ce zice? Violeta colorează. Alexandru spune da. Mama. Ce a zis Alexandru când te-a văzut prima oară la televizor? Mamă să-mi a zis Alexandru. Sunt lucruri, mi le aduc aminte pe Despot. Adi Despot aia cu interviul aia, e genial. Câți copii ai? Da. Ștefan, câți copii ai? Da. Asta mi-aduc aminte că era o fată săracă de la Timișoara. Băi, nu știu care era, acum foarte mulți ani, știi? Era în Club 30, aveam concert în Club 30. Și venea cu microfonul ăsta, mă ținea cu două mâini așa. Și punea niște întrebări de astea, știi? La un moment dat și pare rău că nu pot. Și eu tot răspundeam, da, bine, da, și prietenul meu, Berger, a zis că... Da, și Berger a zis... Și tot ce am. Pentru că și prietenul meu, Berger, a zis... Și aia la un moment dat disperată. Dar cine-i domnule Berger ăsta? Și a zis, uite ăsta e. Era lucrul așa în spate, înțelegi? Da, asta, apropo de legacy, știi? Tot ce ai primit tu de la tata. Te-am văzut cred că în concertul de Crăciun de anul trecut, când ai cântat cu Radu Ștefan. 2 ani, vezi cum ești. 2 ani au trecut? Da, mă, 2019. 2019 a fost ultimul concert de Crăciun. Păi nu, un concertul de Crăciun de la TV. A, tu vorbești de... Eu tot concert. Păi nu, că și în 2019 aia a fost prima apariție a lui Radu Ștefan. Da? Când a cântat, da. În concertul de Crăciun. Da, și a fost și anul trecut. Adică eu am imaginat de anul trecut. Mihai, noi anul trecut am făcut o emisiune. O poveste. Ok, eu i-am zis concert. O poveste în care am inserat unele din cele mai frumoase momente live din concertele mele. Înțelegi? O poveste în care am inserat chestia asta, inclusiv cântecul cu Ștefanel pe care l-am cântat la Sala Palatului în 2019. Iar într-adevăr, imaginea de la final care tata apare pe un ecran în mijloc și noi doi pe... Aia este, pentru noi, ca familie, o chestie memorabilă. Și de fiecare dată cu o sală de 4.000 și ceva de oameni în picioare, aplaudă. Aia e o chestie memorabilă pe care așa mi-am dorit-o și așa a fost. Iar Ștefanel s-a descurcat admirabil. Admirabil. Că la așteptam, a avut o stăpânire senzațională. Să vezi 4.000 de oameni pentru prima oară în viața ta și să cânti. Dar el are dimensiunea acestui legacy, are... A început să aibă, da. A început să aibă. A început să aibă și pentru că eu i-am spus mereu, băi... Unde e, în ce zonă de conștientizare acum? De... E și partea asta generației lui care ți-am spus că... Bă, da, bă, ce? E o presiune. Nu, mă, să și eu. Ce am, o cocoașă în spate? Are treaba asta... o ușurință de a face lucruri și văd că începe și el acum, de când e student la institut, să absoarbă lucrurile bune pe care le-a văzut la mine sau la colegii mei sau pe care i-a cunoscut, cu care m-a văzut jucând, cu Emilia Popescu e ca din familie, adică totuși la vârsta asta să primești niște sfaturi de la niște oameni, de la niște actori și generații mai tineri care contează și care au făcut niște lucruri la viața lor, e foarte important pentru un tânăr actor. Și atunci el i-a spus, bă, ia ce-ți trebuie, înțelegi? Ia ce-ți trebuie. Dar nu ești la fel de serios, sever, cum era tatăl tău cu tine. Am învățat din relația cu taică-miu și am învățat să existe și niște uși pe care eu le pot deschide. Înțelegi? Uși pe care le pot deschide, nu te gândești pile, asta e o tâmpenie, adică că și el a trecut prin aceeași chestie. Tu, dacă ar fi să fac armata, l-ai sunat pe generalul Zaharia? Băi, l-aș suna pe generalul Zaharia dacă aș vedea că armata pentru el, cum în mare parte era și în perioada în care am făcut-o, era o pierdere de timp. Aha. Adică armata ar fi fost realmente, îți spun, un terist făcea 9 luni, realmente, bă, cam 3 luni. Cam după 3 luni, dacă învățai pe bune și făceai niște lucruri pe bune, cam puteai să te duci acasă. Înțelegi? Că după aia, să fim serioși, când a fost Revoluția și m-am uitat la tineri ăștia care erau în armată și care unii dintre ei s-au împușcat între ei, săraci. Nu intrăm că este o poveste lungă și tristă. Dar pregătirea lor era una nemaipomenită. Nu o să uit în viața mea o secvență care o dădeau la TVR, deci ca să vezi puterea televiziunii sau puterea camerei de la AVD. Se trăgea și oamenii intrau în gurile de metrou. Înțelegi? Și se trăgea și a intrat, era o femeie cu sacoșe, nu știu ce, și una a intrat și zice se trage, da, fugind și la sunteți la televiziune și a făcut și a trecut mai departe, adică totuși în tragedia când se trăgea erau gloanțe. Aveai timp de un zâmbet pentru... Ștefanel învață și asta e bine. Ce va învăța, eu aștept, îi fac, poate încerc, nu îi fac, greșit exprimat, încerc să-i fac pragul ăla de la ușă un pic mai moale. Și când se va da, el va trage concluziile. Uite, de pildă, pe Ștefan al meu, eu nu l-am lăsat, te cunosc de undeva, îl chemau cu un an înainte. Și am spus, bă, hai să ne gândim. Ce statut ai tu? Ești băiatul lui Bănică. Asta e statutul tău. Nu vrei mai bine să intri la o facultate? Am statut de student. Sau, nu știu, te faci controlor, nene. Sau te faci cosmonaut. Sau te faci ce vrei tu. Ce ești, mă? Cosmonaut, controlor. Nu e mai bine decât băiatul Bănică? Ba da. Nu că a intrat la teatru. A intrat la teatru, ca să nu spun, a intrat primul, dar mi s-a zis, bă, e fitul, hai să nu, mai bine zicem că a intrat al doilea, că după aia o să ne luăm, l-a băgat, da, să nu știu ce. Și eu am zis, bă, dacă zice cineva, eu știind cum s-a pregătit, cu cine s-a pregătit, cu colega mea de teatru, Delia Nartea, care l-a pregătit, care la rândul ei, când era puștoaică de 15-16 ani, a jucat cu noi în filme. Înțelegi? Și pentru ea a fost o lecție a înțeles și cum e viața, apoi ea a predat-o băiatului meu. Eu știu cum a intrat la institut și am fost foarte mândru de el și am spus, bă, ca și la mine, trăiește acest... Te-a băgat tactul la institut. Da, bă, m-a băgat tata, bă, ce să fac, bă, ce ghinion, bă, să ai, bă, că nu e taică tu, bă, ce ghinion, bă, înțelegi? Trebuie să-ți vezi de treaba ta, mă, să faci. Ca dovadă m-a ascultat, a intrat, la Te Cunosc de... Cine era? Studentul la actorie, Radu Ștefan Bănică, parcă sună mai bine, nu? Și parcă ești preocupat pe ceva și ai, și atunci experiența de la Te Cunosc de undeva, o iei și îți folosește. Altfel, televiziunea, după cum bine știi, te ia, te folosește. Cât ești bun, cât are nevoie. După aia te pune deoparte. Și luăm un alt Radu Ștefan, băiatul altcuiva. Procesul, nu succesul. Bă, nu știu dacă e procesul. Mai scrie la... L-ai întrebat dacă la Institutul de Teatru, mă rog, la un ATC, mai scrie procesul? Nu mai scrie. Asta era numai în, la noi în clasă. Era numai la noi în clasă. Adică fost ceva, o clasă specială. Nu era peste tot. Nu, așa era domn profesor. Dar dacă le-ai spune, le-ai da câte un sfat celor 3 copii ai tăi, fiecăruia separat, dacă e la așa, la o discuție, hai să vă spună tata. Ce îi spune lui Radu Ștefan, ce îi spune Violetei și ce îi spune lui Alexandru cel bun, mic? Ei, spune cam același lucru, să știi. Bă, faceți, bă, ce vă place să faceți. Fiți ceea ce vreți să fiți. Înțelegi? Nu vă abandonați ideile, visele. Pentru asta trebuie să le aveți întâi. Și să fiți conștienți că le aveți. Atâta timp cât tu simți și ai încredere în tine. Tot ce vreau e să le dau încredere. Cât ai încredere în tine, ia de la Mihai ce e bun. Ia de la cel care mă filmează ce e bun. Dacă e ceva bun. Ia de la ei doi ce e bun. Și pune-le pe paleta ta, pentru că ăsta este, altfel și n-ai să te minți. Că e prost, că greșești. Aici e vorba de asumare. Greșesc. Îmi plătesc. Asum, învăț. Mă costă. Lufimea, m-a întrebat ce sfat. Uite, un sfat ăsta, gen mici cu muștar, ce ți-am zis. Doar că nu mai ești regina Elisabeta. Uite, tati, tu dacă faci o prostie, înțelegi, dacă tata te roagă, bă, tati, nu mai trage de aia, bă, frate, nu mai rupe aia, nu mai... Bă, există cuvântul consecință. Da, am învățat ce e consecință. Dacă tati trece linia de pietoni și e roșu și mă prinde polițistul, ce fac? Plătești amendă, dar pe tine te lasă că ești famălică. Greșit. Plătesc amendă. Da. De ce? Bă, am trecut pe roșu. Da. Tu ce să faci? Îl convingi pe ăla că n-a fost roșu. Deci ai trecut pe roșu. Plătești amendă. Așa e și în viață. Ai făcut o boacănă. Plătești amendă. Uite, nu cum fac părinții. Nu ți-ai mâncat dovlecelul. Nu mai primești bomboane. Și dă și nu știu ce. Nu ți-ai mâncat dovlecelul. Ăla o să mănânce dovlecelul. Dacă nu-i place dovlecelul, vezi și îl dai în pași. Trebuie să-i de dovlecelul. Nu-i mai dai copilului dovlecel dacă vezi că nu-i place. Că așa te-a învățat pe tine măta mare de la Tecuci, că trebuie să mănânce copilul dovlecel la ora 4:10. Nu merge, bă, nene. Lasă-l liber, lasă-l să se găsească. Lucru pe care taică-mi neapărat nu l-a făcut cu mine. Dar am înțeles de ce. Nu-l condamn nicio secundă. Am înțeles de ce. Din experiența asta încerc, asta nu înseamnă că și reușesc, dar încerc să fiu mai deschis. Ce vrei, mă, să faci? Actorie. De ce, mă? Vrei să ai succes? Vrei să... Păi vreau să și cânt. De ce, mă? Că m-ai văzut pe mine? Da. Fă-o, mă, pentru tine, pentru că asta îți dorești. Fă, mă, să cred că arzi pentru chestia asta, înțelegi? Arzi pentru treaba asta și atunci... Cerem orice, cerem și soarele de pe cer și ți-l dau. Pentru că simt, băi, joacă la fotbal, joc pe pantofi, joacă, băi, în continuare. Ia-i, mă, tată, alții, că vezi. Dar unul care stă se scobește, n-a să mai încheie puțin la seret. Hai, ți-am obosit un pic. Nu, înțelegi? Uite, fii mea, i-am spus o chestie, o recunosc public. Bă, tată, eu cred că tu poți să faci orice meserie din lume. Wow. Tu asta îmi dai senzația, asta mă face să simt că tu poți să faci ce vrei. Vrei să te faci cosmonaut? Eu te cred. Eu te cred. Vrei să te faci doctor? Eu te cred. Vrei să te faci actriță? Te cred. Înțelegi? Asta e senzația pe care mi-o dă mie. Dar ce încredere i-ai dat tu ei spunându-i asta? Da, dar o merită. Înțelegi? Alexandru este mult prea mic și el trebuie doar să se bucure. Și eu și Lavinia stăm cu el și ne bucurăm. Eu cel puțin încep să conștientizez momentele astea. Ieri înainte să vin la tine, păi ne-am stat cu el, ne-am jucat, cine îmi dă mie momentele astea? Puteam să le am și înainte și le-am avut cu siguranță, doar că nu eram foarte conștient nici de momentele astea, nici de succesul enorm pe care l-am avut în concerte sau în alte proiecte. Unele au fost, nu să spun, succes mare. M-am bucurat, da? Băi, au venit. Uite-mă, cum e chestia asta? Apropo de piesa cu Teodorescu, hai să zic cel mai mare compliment. Mă sună de la, nu mai știu cu ce radio am vorbit, Radio România Actualități, cred. Și zice, vrei să spun ceva? Îmi spune moderatorul, da. Zice, uite, o doamnă a ascultat piesa, era în mașină la radio și a tras pe dreapta și a început să plângă. Și asta s-o ascultă în continuare. Asta e un compliment, mă. Și ăsta e un alt nivel decât cum erau fetele care erau în fața scenei și țipau și erau, înțelegi, și semnai autografe pe frunte, pe tricouri și așa mai departe. Da, e mișto că îl trăiești și pe ăsta, le trăiești și pe ăla. Da, dar e, poți să faci apă caldă, apă rece. Să vezi comparația, să vezi și ce ți se potrivește ție acum. Că mă uit la ăștia de la Rolling Stones, domnul Jagger, cu tot respectul, haideți să dați autografe pe țâțe acum, e cam, parcă nu... Nu că n-ar fi bine, dar le-ați făcut pe toate. Rolling Stones fiind una din trupele mele preferate, adică, fără doar, le-ați făcut pe toate. Adică, nu, cred că jumătate de planetă trebuie să mai muncească să facă ce ați făcut voi. Dar parcă nu mai merge pe... Băi, în momentul în care a murit Charlie Watts, bateristul, parcă s-a încheiat o eră, s-a încheiat o... Pentru că ei... Era un echilibru. Ăștia, dacă Sergiu Nicolescu făcea un film cu ăștia, trebuia să... Nemuritorii. Cu Rolling Stones trebuia să facă, înțelegi? Era tipul ăla super echilibrat, nu? Dintre era ei? Motorul trupei. Motorul trupei. Ăla seriosul. Băi, era... Adică e ca și când n-ai avea plămân, ca și când n-ai avea... Înțelegi? Dar sunt fabuloși. Fabuloși. Niște oameni ca și ACDC care... Băi, nu contează timp, generații, laptop, YouTube, oamenii ăștia cântă aceeași chestie, un succes colosal, înțelegi? Ceea ce înseamnă, când spuneam că timpul dă valoare, ce să mai vorbești? Ce poți să-ți mai dorești? Ala, și spus Keith Richards, ce poți să mai dorești de la viață? Iar Keith Richards, hai să râzi, dacă îți pune o poză pe Instagram, nu știu cât face, 500.000 de like-uri imediat, e... fără să facă nimic, nu face niciun efort, nu caută. Vreau să fiu pe Instagram, nu caută, că n-are de ce, o pune acolo, te uiți bine, nu te uiți, iarăși bine. Nu caută nimic în chestia asta și e normal. Are 78 de ani sau cât are. Ce vrei la așa? Uită-te la... Un alt exemplu excepțional de data asta, unul poate cei mai mari actori ai planetei, Anthony Hopkins. Uite-te ce face Anthony Hopkins. Și-a deschis Instagram-a cu... Lasă-mă, are TikTok, dansează, bă, uite-te la el. Hai. Nu se mai poate, timp, toate la timpul lor. Și a venit timpul să terminăm această conversație acum o oră jumate, nu? Nu? Mulțumesc mult de tot, Ștefan. Cu drag. A fost un podcast fain. Nu știu cât de simplu a fost, dar m-a bucurat mult de tot conversația asta. Eu cred că e titulatura ta, simplu și fain. Cam așa ar trebui să fie lucrurile. Vreau să lăsați comentarii, să-mi spuneți ce v-a plăcut din conversația asta, cu ce ați rămas după povestea lui Ștefan. Și culmea, nu știu de ce mi-a venit în minte ultima imagine, știi, exact când s-a terminat ultima imagine cu tine, da, chipul tău, chipul tatălui tău cântând Cum am ajuns să te iubesc? Băi, deci aia pentru mine este una dintre cele mai mișto declarații de dragoste de pe pământul ăsta. Da, da, a venit după un lucru care l-am plinit doar pe jumătate. L-am plinit, dacă vrei, pentru public. Pentru mine, noi n-am mai avut posibilitatea, deși aveam planuri să facem lucruri împreună. Și n-am mai avut. Și atunci singura posibilitate să mai fac lucrul ăsta a fost asta, cum am ajuns să te iubesc, pentru că am găsit tracurile la Electrecore și am putut să fac chestia asta. Am văzut că Natalie Cole a putut să facă, cred că a fost prima care a făcut treaba asta cu Nat King Cole, înțelegi? Și de aici mi-a venit ideea, iar primul impact cu publicul, cred la Sala Palatului a fost, cred că au fost, nu să exagerez, când zic 5 minute enorm, 5 minute de aplauze în continuu. Doamne, deci este un moment... Înțelegi? E momentul ăsta, l-am mai văzut la Willie Nelson cu Paula Nelson. Have You Ever Seen the Rain? Cântă împreună. N-am știut, dar au tot fost, până și da. Fata lui Elvis a făcut-o, In the Ghetto, cred că a făcut-o, da. Taică-sul sunt. Bine, mulțumesc mult de tot. Cu drag. Băi, tată. Mulțumesc. Toate bune.